Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Am crezut că e vreo cutie cu ceva, cu bombane. Ia. E cu surpriză. E cu surpriză, ia. Ia, tică, tică. TikTok, TikTok, tică, TikTok. Tică, doamnelor și domnilor, să explodeze mâinile lui Morris. Da, doamnelor și domnilor, mai aveți vreo cutiuță, ceva pe aici, la bucătărie, dacă aveți ceva de făcut, noi suntem. Informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor, din viețile personalităților, așa cum am spus și mai devreme, la știri, breaking news-uri. O să aveți astăzi câteva informații de breaking news. Haide să vedem titlurile. I'm not giving up, not running. You keep me warm inside. Ce e în sufletul Ralucăi Podea atunci când vorbește despre tatăl ei, numai ea știe. Pentru că ultimii ani au fost greu încercați și a făcut tot posibilul să îi salveze viața. Frumoasa vedetă vine cu noutăți despre starea de sănătate a părintelui său doar la exclusiv VIP. Nu ratați! Urmează declarații în premieră despre durerea, consumul emoțional și momentele de cădere psihică și fizică prin care a trecut Marina Almășan în demersul de a scoate la lumină memoriile sale cu regretatul cântăreț, fără consimțământul văduvei acestuia. Ce adevăruri se ascund în culisele vieții cunoscutei prezentatoare de televiziune și pe cine deranjează acestea, aflați imediat la exclusiv VIP, chiar de la ea. Lacrimi, nopți nedormite, frustrare, mânie, resentimente și multe alte senzații copleșitoare. Imediat, la exclusiv VIP, povestea Ancăi Țurcașiu, artista măcinată de o durere sufletească, ascunsă de public pentru mulți ani. A meritat sau nu să suferi din dragoste? Urmează detalii incredibile despre viața amoroasă zdruncinată a artistei. Plinit 3 ani de relație și au fugit într-o escapadă romantică. Ce promisiuni și-au făcut Alin Oprea și Medana la malul mării sub clar de lună și când urmează nunta mult așteptată, aflați doar de la exclusiv VIP. Stați cu noi! Și iar cu tine când privesc apusul și iar necontrolat îmi crește pulsul. Ce nebunii frumoase în cuibul nostru. Da, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spunem că aseară o informație circula în toate mediile și anume că maestrul Alexandru Arșinel ar fi fost internat într-o stare cu totul și cu totul specială, delicată, într-o clinică privată din București. S-a mai observat faptul că maestrul Arșinel, care era întotdeauna primul care trimitea mesaje de SMS de sărbători, anul acesta nu numai că a lipsit, dar nici nu a răspuns la mesaje. Prin urmare, pentru prima oară,
oară, de când există SMS-ul pe lumea aceasta, maestrul Arșinel nu a trimis și nu mai răspunde la telefon. A fost sunat de toată presa, a fost sunat și de colegii noștri și nu răspunde la telefon. Am aflat imediat și avem o sursă foarte, foarte bună. O să vedeți exact despre ce este vorba și vom afla adevărul. De altă parte, am mers și către Teatru Constantin Tănase pentru a afla de acolo informații despre maestrul Alexandru Arșinel și informațiile care au venit din partea teatrului sunt acestea. La ultimele două spectacole la care maestrul Arșinel trebuia să fie pe afiș, nu a venit. De ce nu a venit? Pentru că, așa cum am aflat de la teatru, de acum maestrul Arșinel, știți că a avut un moment, a fost un reportaj în care trebuia să meargă la spectacol și nu a putut să intre pe scenă. Este pentru prima oară când s-a întâmplat asta în viața domniei sale. După aceea, maestrul Alexandru Arșinel a revenit pe scenă, dar intră pe scenă și stă în ultima vreme în jur de 10 minute cântând sau interpretând de pe scaun. Întrebarea este ce se întâmplă din punct de vedere mental, din punct de vedere sufletesc. Maestrul Alexandru Arșinel este ca în tinerețe. Însă informațiile care au venit de la teatru sunt acelea că pe maestrul Arșinel l-au cam lăsat picioarele și atunci simte nevoia să stea jos astfel încât să poată interpreta. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, sigur sunt motive pentru ca maestrul Alexandru Arșinel să meargă într-un loc în care să se pună pe picioare. Cei de la teatru însă au motive de optimism pentru că ei au spus: maestru și-a revenit de atâtea ori, a avut foarte multe reveniri, vă aduceți aminte? A fost operat la rinichi, a avut problemele cu spatele, a fost operat pe inimă și de fiecare dată a revenit pe scenă, așa că îi se țin pumnii, dar își doresc ca să fie bine. Informațiile cele mai importante le avem însă de la fiul lui Alexandru Arșinel, care a oferit o declarație numai pentru emisiunea Exclusiv VIP. Dar această declarație vă propun să o vedem după câteva minute de publicitate și ne lămurim definitiv în legătură cu ceea ce se întâmplă cu Alexandru Arșinel numai la emisiunea noastră. Stați cu noi! Și încep iubirile duioase. Da, doamnelor și domnilor, informațiile merg în cascadă. Vom vedea exact ce se întâmplă cu maestrul Alexandru Arșinel, unde se află, de ce nu a venit la ultimele două spectacole. A se aflat ceea ce se știe de la teatru și anume că, din păcate, în acest moment maestru a putut evolua dar pe scaun, pentru că picioarele sunt încă șubrede în urma intervențiilor și a perioadei foarte delicate. Cea mai bună sursă este familia și mulțumim în continuare și familiei care știe că întotdeauna noi am fost și rămânem prietenii maestrului Alexandru Arșinel din totdeauna, așa că fiul lui Alexandru Arșinel vă oferă în exclusivitate informații despre maestru Arșinel. Iată ce spune: tata este bine, nu e internat la niciun spital universitar, cum se spune, este la un centru de recuperare fizică în urma operației de inimă. Îi mulțumim lui Bogdan pentru aceste informații. Prin urmare, doamnelor și domnilor, în acest moment, pentru cei care vor să dea o informație verificată și bine documentată, așadar, maestrul Arșinel se află la un centru de recuperare fizică. De altfel, asta vorbeam și cu oamenii din teatru, cred că asta și trebuie, că o recuperare, poate niște perfuzii bune, îl pot face pe Alexandru Arșinel să-și revină și, într-adevăr, să poată să miște picioarele foarte bine și să facă exerciții astfel încât să fie din nou în forma cu care ne-a obișnuit, pentru că dansa pe scena Teatrului Tănase acum un an, doi, și n-am niciun fel de îndoială că îl vom revedea pe scena Teatrului Constantin Tănase, că l-am văzut și la Național acum ani și ani de zile într-o piesă cu Florin Piersic în Ploșnița, dacă nu mă înșel, era acolo Alexandru Arșinel. Până atunci însă, multă sănătate maestrului. Mergem cu altă informație de breaking news, pentru că aici, pe canapeaua emisiunii Exclusiv VIP, trebuia să fie de câteva minute Raluca Podea.
Îi ținem pumnii Ralucai pentru că știm Raluca are o problemă foarte care o îi ține sufletul, ca să zic așa, pe ace, pentru că tatăl ei se află într-o situație foarte delicată. Raluca nu este aici pentru că astăzi s-au întâmplat câteva lucruri importante și aveți informații de ultimă oră de la Raluca. Te pupăm, Raluca. Bună ziua, bună ziua, Cristi. Mă scuzați că nu am mai ajuns la emisiune, dar am trecut prin niște momente mai grele așa cu tata. Ce s-a întâmplat? N-am mai putut să mai respire și am chemat salvarea. El nu s-a mai simțit, adică așa de când a avut COVID, adică nu a putut să mai respire deloc. Am încercat să iau saturație, era atât de rece, încât nu am reușit. În fine, am mai încălzit puțin mâinile. La mâna aceea care are semipareză am reușit într-un final și avea saturația 61 și pulsul 156. Saturația 61 este foarte mică, este adevărat. Știu de la doctorul Alexie, care a învățat foarte multe lume legat de ceea ce înseamnă puls oximetru și saturația oxigenului în sânge. Când ajunge în jur de 70, trebuie neapărat spitalizare și cred că ați făcut foarte bine. El cum s-a simțit când ați mers către spital? Sigur, probabil nu, că era am tot chemat salvare acasă, pentru că el nu se poate deplasa. Am chemat salvarea, cei de la salvare mi-au sugerat să nu-l duc la spital, că există posibilitatea să nu-l mai iau. Și atunci eu am hotărât să-l duc la spital, chiar dacă, pentru că nu-l pot lăsa, poate omul are zile. De ce să-l chinui halul ăsta în condițiile în care el nu poate să respire? Da. Acum, Raluca, sigur că în spital se pot întâmpla foarte multe lucruri neplăcute, dar recomandarea doctorului este să mergeți la spital și cred că ai luat decizia corectă. Exact. Adică sunt și foarte multe, adică ne confruntăm cu foarte multe chestii în situațiile de față, pentru că în anumite limite ale bolii, deja sunt unele spitale care nu te mai primesc, știi, ceea ce mie nu mi se pare corect și îți închid ușile. Dar am reușit să mergem la un spital. Le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt alături în momentele astea și în perioada asta, că nu te poți descurca, adică de unul singur. Este foarte greu. Înțeleg că tatăl tău se află acum la un spital de stat și se află în îngrijire, da? Da, da, a fost băgat la aparate, l-au conectat la aparat. Sper să-și revină, nu știu câte zile mai are, cum este, măcar să le ducă în liniște, fără chinuri și fără rău ăsta pe care... Poate nu e, poate mai are multe zile și... Păi da, da, Doamne ajută. Ați făcut foarte bine că ați mers la spital. Cu el ai mai comunicat în ultimele zile? Îți spunea ceva? Da, eu merg acasă și îl văd o dată de două ori pe zi, mă sună. Da, mi-a zis de aseară, Raluca, nu mă simt bine, vreau să mă duci la spital, nu pot să respir. Și mama, da, poate mai exagerează, nu te mai lua după el. Și nu, du-mă la spital că nu mai pot, mă sufoc, nu mă oxigenez, nu mai risesc la plămâni, mi-a zis. Foarte bine ați făcut și ați luat voi, ăsta că e un aparat care se găsește și care e foarte bun la farmacie, ați luat voi saturația? Da, eu am acasă tot ceea foarte ce bine ține de parte medicală. Eu am acasă, m-am dus și am luat saturația și am văzut, îți dai seama. Eu n-am știut că dacă știam, eu luam și butelie de oxigen să o aibă acasă și mi-era mult mai simplu. Da. Știi, doar că sunt niște chestii pe care, vezi, uite, ne confruntăm cu ele și nu avem ce să facem. Da, de aici încolo sunt convins că doctorii și Dumnezeu o să aibă grijă. Nici nu ne-am, cum să spun, îți mulțumim, nici nu ne-am gândit că vei mai putea să fii aici prezentă după ce ai fost la spital, dar îți mulțumim foarte mult că ai venit alături de noi și ai încercat să spui care sunt, ce se întâmplă cu tatăl tău, cu atât mai mult cu cât ai deja mărturisirile tale au făcut în conjurul presei și este un moment delicat în care fiecare om care te cunoaște trebuie să fie alături de tine, pentru că într-o asemenea situație, cum să spun, când îți pierzi un părinte, e ca și cum ai pierde o jumătate, sau o bună parte din suflet. Așa este.
Vei merge, care va fi programul în continuare? Mergi spre seară la spital, ai voie să intri? Clar, nu știu dacă mă vor lăsa să intru, pentru că am înțeles că încă este spital COVID. Dar eu o să merg, vreau să merg să-l văd, să vorbesc cu el. Adică eu și până să intre în spital am vorbit cu el și am zis că totul o să fie bine. Sunt convins că ești într-o, adică te și simt că ești într-o stare emoțională specială și să știi că suntem alături de tine și sunt convins că Dumnezeu o să aibă grijă și de tine și de tatăl tău. Mulțumesc. I-ai spus ceva în momentul în care ați mers către spital? Pentru că totdeauna momentul în care pleacă e un moment anume. Adică... Mi-a dorit tare mult să-l vadă pe David, pe băiețelul meu. L-am chemat din mașină ca să nu... El n-a fost în casă ca să vadă stările lui tata acum. Și am zis să meargă să-l vadă pe tataie, pentru că nu-l văzuse de ieri. Foarte bine ai făcut. Și da. Sunt convins că imaginea lui David o să-l hrănească în zilele următoare, pentru că bunicii cei adevărați se hrănesc cu bucuria și cu ochii nepoților. Așa este. Sunt convins că și David, care este un copil, un băiat deja, un adolescent și un băiat puternic, a simțit încărcătura acestui moment și sunt convins că este și el acum... Da, încă... clar, pentru că eu l-am anunțat pe el și am spus că taie nu e bine, uite, ne așteptăm la niște momente mai grele. Raluca, sperăm să fie bine, să treceți cu bine peste acest weekend și poate săptămâna viitoare ne vedem, poate mâine, cine știe, dacă avem informații, nu știu dacă chiar în 24 de ore el se poate pune pe picioare, dar noi o să ținem legătura și sunt convins că o să ajungem să ne vedem aici cu gânduri bune și sunt convins că în sufletul și în rugămințile tale către Dumnezeu acum toate merg către tatăl tău, pe care aș vrea să mi-l descrii la final în câteva cuvinte. Ce a însemnat tatăl tău și înseamnă pentru tine? Stai seama că părinții sunt parte din tine și atunci momentele astea sunt foarte grele, știi? Da. Mulțumim foarte mult, Raluca. Mulțumesc și eu. Ținem pumnii și sperăm să fie bine. Da, Doamne ajută. Mulțumim. Revenim imediat la alte subiecte. Da, doamnelor și domnilor, avem acum un invitat plin de informații, foarte simpatic și care știe tot despre lumea asta, cu atât mai mult cu cât de atâția ani de zile, este aici și le-a văzut crescând, care a mai și scăzut, că nu toate au crescut. Au crescut la loc. Sau au crescut la loc. Așadar, despre Anca Țurcășiu, că ea este în vizor în ultima vreme, o să vorbim cu Mircea Zara. Ce faci, măi, vecină, măi? Salut! Ce faci, mister? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat, dragă, ce faci? Adevărat a înviat. Hello! Pupăm. A, tu ești cu distanțare socială? Eu am fost... Hai, Brancu, vino. Băi, lasă-mă în pace, că ești răcit. Pleacă de aici. Brancu, vino. Lasă-l de aici, după mine. Hai, Brancu! Dă-te, mă, de aici, că ești răcit. N-auzi cum vorbești, că dai răceală. Ai luat de pe scara blocului, a? Da, acolo, pe Magheru. Da, 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 da. El este vecin cu Ana? Cu Ana, da. Stau binacii că nu mă văd. Auzi că regia că se supără doamnele pe mine că n-am pupat multe doamne. E, acum nu s-a supărat primul Mircea. Eu n-am de ce, doar Ana să nu se supere. Nu. Da. Știi despre ce vorbesc, ok. Da. Ce faci? Bine, bine te regăsesc. Bine, ce faci? Într-un cadru nou, la o televiziune nouă, Voala de Vezi. Băi, adevărul e că Voala de Vezi. De un an de zile e vina mea că nu te-am chemat eu pe tine să comentezi. E problema. Da. Dar important e că ești aici și mă bucur pentru tine și bravo Prima TV că l-ați prins pe domnul Brancu de o aripă și l-ați adus aici. Din seria Jiene, dă-te prins.
uite, avem aici un caz, Anca Țurcașiu, Anca Țurcașiu. O să dăm puțin material și după aceea o să vedem. Ai găsit pe mine fix cu Anca Țurcașiu, eu ce? Și Anca Țurcașiu. Da, de ce? Dacă o vorbeam de Loredana, mai înțelegeam, nu știu, dar de Țurcașiu. Pregătiți o poză cu Loredana, ce faci, una Morris? De-aia. La butoane. Mă, da, aveai și un bucătar, nu mai e? Bucătarul este trimis la mare. Nu știu dacă e cu minte să-l băgăm azi. Păi venisem special nemâncat, zic că poate bag și eu ceva în gură să mănânc. Data viitoare când o să te mai chem la dosar, nu-mi place, o să te place. Chem puțin mai târziu. Să te mai saturi târziu? Și tu, dragă. A, mai târziu vine bucătarul? De la 4:30 vine bucătarul. Ce drăguț, mai bine sau ce rău îmi pare. Da. Nu știu de ce aveam eu senzația că mai ales pentru bucătar ai venit. Ce amabil. Ce amabil, Brancu, ca de obicei. Ia, hai să vedem materialul cu Țurcașiu. Da, îl avem și pe Gigi Gheorghiu aici. Doamnelor și domnilor, material tare. Și vă auziți să pregătim și o poză cu Lori, cu care e prieten de atâta vreme și poate ne zice, da, la sfârșit, așa, pur la bombuș. Hai să vedem dosar. Era îndrăgostită de Mihai Constantinescu când era mică și visa să se mărite cu el, idolul copilăriei. După o căsnicie de mai bine de 22 de ani, Anca Țurcașiu a suferit mult în urma primei sale iubiri, dar se pare că nu fostul său soț a fost marea dragoste a artistei. Proaspăt divorțat, Gheorghe Gheorghiu ducea cu el eșecurile sentimentale când a întâlnit-o pe Anca Țurcașiu într-un turneu întreprins în America. Și a urmat o poveste de amor pătimaș. De Gheorghe Gheorghiu a legat și o logodnă. Ea 25 de ani, el 41, i-a avut ca naș pe Dana și Miron Cosma. Preotul le-a urat pe atunci copii mulți pe care să-i crească cu frică de Dumnezeu și dragoste de patrie. Relația mea cu el a durat vreo 4 ani. Era o diferență de 16 ani între noi, dar el și acum e un copil mare și atunci era mult mai copil decât mine. Dar gelozia, batovina, i-a dat târcoale lui Gigi și au izbucnit scandalurile. Un articol din presă în care se amintea despre o idilă a Anca că-i trăită cu Adrian Daminescu punea paie pe foc. Îndrăgostiții au decis într-un final să se despartă. A fost o poveste frumoasă, dar era mult prea nestatornic și rebel pentru cumințenia și rigoarea mea. Și s-a terminat. Am suferit foarte mult, dar asta a fost și motivul pentru care am plecat în America, într-un turneu de o lună de zile, ca să scap și să uit de suferință, pentru că mi se părea nedrept ce trăiesc. Mergeam pe stradă și plângeam. Gheorghe Gheorghiu a luat lucrurile ca atare și nu a comentat motivele despărțirii. Am un respect deosebit pentru Anca și pentru toate iubirile mele. Întotdeauna am rămas în relații bune cu fostele iubite. Le-am iubit așa, cu patimă. Am avut o relație foarte frumoasă. Anca chiar mi-e tare dragă și astăzi și mă bucur că arată extraordinar. Ne-am despărțit pentru că atât a fost, nu am înșelat-o. Peste mări și țări, Anca s-a consolat în brațele unui bărbat chipeș pe nume Cristi. L-a remarcat în timpul unui turneu, tot în America, unde Gheorghe Gheorghiu avea interdicție în urma problemelor avute cu soția Aurelia Anderson. Cu toate că îl mai iubea pe Gigi din orgoliu, Anca nu a mai dat înapoi. Ceea ce părea să fie doar o aventură de răcorire a focului din inimă a devenit o relație în toată regula. Și Cristi a găsit o posibilitate să fie mai aproape de iubita lui. A venit în România să studieze stomatologia. Studentul era Cristian Georgescu, care, culmea, era admiratorul fostului ei iubit. Am rămas eu singură în mașină cu Cristi pe scaunul din față și la un moment dat mă roagă Cristi, dă-mi și mie din torpedou ochelarii. Deschid torpedoul și ce crezi că-mi cade în mână? O casetă cu Gheorghe Gheorghiu. Nu am avut aer 5 minute. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998, iar petrecerea a avut loc în Paradisul Verde de la Corbeanca. Nașii de cununie au fost soții Țânțăreanu, Cristian și Manuela. Eu am avut această mare dragoste la 18 ani, dar consider că de fiecare dată am trăit iubirile cu atâta pasiune că am avut impresia că aceea prezentă este dragostea vieții mele. Eu pot să spun că am avut norocul să-l întâlnesc pe Cristi și cu el am trăit dragostea aceea extraordinară. Nu puteam să respirăm și chiar după ani de zile țin
aminte că îl așteptam la aeroport și aveam fluturi în stomac și mă gândeam că poate sunt anormală că simt așa după ani de zile. Nu știu dacă mai simt așa și azi. Ce fac este să păstrez ce avem, pentru că e foarte ușor să se rupă totul și mă gândesc că a o lua de la capăt nu e o fericire pentru nimeni. În primele luni ale anului 1999 se năștea și fiul lor, Radu Cristian. Problemele nu au lipsit din familie, dar au luptat pentru salvarea căsniciei din momentul în care au apărut și primele zvonuri despre un iminent divorț. Ne-am dat seama că totuși am ales să petrecem viața asta împreună, că nimeni nu o să fie mai fericit dacă o să alegem calea asta. Și atunci am stat de vorbă și am ajuns la concluzia că mergem împreună până la capăt. Dacă bârfele despre divorț îi uimea pe unii, pe nașul lor, Cristian Țânțăreanu, nu îl luau prin surprindere deloc. Din anul 2014, acesta făcea declarații despre așa zisele obiceiuri intime ale celor doi. În cercul lor nu era niciun secret că frecventau cluburile de swingeri. Făceau treaba asta de 2-3 ani cu regularitate. Era un grup retras de vreo 15-20 de familii. Două cupluri știu că sunt din lumea oamenilor de afaceri, alte două din rândul oamenilor politici, iar restul tineri rebeli cărora le place viața. Au vrut și eu să merg, dar nu m-a lăsat soția. El era mai libertin. Anca zicea tot timpul că este obosită și că a doua zi se trezește de vreme. Anca Țurcașiu a negat povestea spunând că nașul lor ar fi spus o glumă, dar clar nu ieșise fum fără foc în relația lor. Cei doi ar fi luptat pentru iubire, dar la un moment dat au realizat că este totul pierdut. Iar Anca Țurcașiu a anunțat divorțul de Cristian Georgescu pe rețelele de socializare. Am divorțat. Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin, suflet pereche, în brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni, dar viața îți oferă lecții de învățat. Ne naștem să primim lecții. Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie. După divorț, Cristian Georgescu și-a refăcut viața și a fost surprins sărutându-se în public cu o blondă într-un mall din capitală. Alături de ei se afla și fiul acesteia. Cristian Țânțăreanu nu a negat noua idilă a doctorului. Nu știu prea multe despre relația lui Cristian, nu am ținut legătura prea strâns. Oricum, nu mă pot băga eu în relațiile pe care le au și nici nu vreau. Este strict treaba lui. Dar nu, nu îl voi cununa eu. Nu cred că se pune problema să fiu eu naș la nunta lui. Anca Țurcașiu, cu inima frântă și ochii spre cer, speră ca în curând universul să-i trimită tot binele despre care, spune ea, îl merită. Se pare că singura poveste de dragoste de care se bucură în prezent Anca este cea a fiului ei. Recent, ea a izbucnit în lacrimi la cununia civilă a lui Radu. De azi, oficial am doi copii, pe Andreea și pe Radu. Sunt extrem de fericită pentru iubirea voastră. Emoționată, mândră, bucuroasă și multe alte sentimente mă cuprind. Pe tine te am lângă umărul stâng, ceasornicul meu fără tine. În sufletul meu ești ora exactă mereu. Da, doamnelor și domnilor, ce zici, dragă? De ce fetele bune nu au noroc? Mă întreabă el câți ani are, Anca Țurcașiu. Anca lui Anca Țurcașiu trebuie să spune la mulți ani, pentru că pe 8 mai, deci în weekend acum, duminică... Cu bunul meu prieten Mircea Bărbulescu. Draga, mai vorbit, am încercat să-l chem pe Mircea, dar înțeleg că trebuie să-i ține, adică nu era bine el, dar sper să-i fie bine. E bine, nu e bine? E bine, da? E... Păi să vină la Cronica de Mod aici, când l-am chemat anul trecut. Pe 8 mai și el, la mulți ani, Mircea. La mulțumim, deci, Mircea Bărbulescu. Nu a făcut niciodată un secret din vârsta ei, Anca, așa că pot să spun că Anca v-a împlinit 52 de ani. Dar nu arată. Nu arată, nu. Se ține bine femeia. Da. Eu cred că ele sunt de o seamă, Loredana cu ea sunt de aceeași vârstă. O să mă lămuresc imediat. Ia, ce părere ai? De ce, mă, fata frumoasă nu are noroc? Aceasta... Am zis bine? Ce? Cu Loredana și da. Dar Loredana pe 10 iunie împlinește aceeași vârstă. Puțin băi, după, dragă, la, o, știe, la o distanță, la o distanță de o lună aproape. Așa, da. Deci ele sunt de o vârstă și amândouă arată fantastic. Anca mai pe decent, Lori, Anca pe decent. A luat-o Lori, pe hard în perioada da, nu, Lori e pa noastră, că o știți, da? E da. Provocatoare, e foarte dezinvoltă, cum o știm, și n-are niciun stres să-și asume tot ceea ce afișează cu dezinvoltură. Da. Dar pe când Anca are rolul ăsta de femeie decentă, mămică, la locul ei...
Nici nu putem spune multe lucruri despre viața ei amoroasă. E o discuție care a apărut atunci, și apropo de faptul că la începuturi a fost și Adrian Daminescu, după care relația cu Gigi, uitați-vă de exemplu că a avut o logodnă cu Naș Miron Cosma. Da. Viața Mironel, te duce... Mironel Cosma. Da, viața te duce pe diverse căi, după care relația cu Cristi Georgescu, care părea, eu am văzut și la diverse acțiuni, părea a fi un cuplu absolut normal, dar la un moment dat... Omul cu bani, să înțelegem. Cristi Georgescu. Un doctor foarte bun, foarte căutat. Nici ele nu-s proaste. Hai, să nu le ținem deoparte, știi? Adică să nu le facem victime, eroine prin excelență. Da, mă, da, muncește Anca. Muncește care bun. Muncit, deci e drept. Femeia a cântat. Cântă, ele... joacă, teatru, face... Dar eu pe ele nu știu de ce nu încerc să mă gândesc așa. De ce nu le-aș vedea cu un strungar? Ce să facă, dragă, cu strungar? Da, uite, cu un fermier, de pildă. Mă... Nu e normal ca momentul în care te îndrăgostești de cineva să ai ce să vorbești cu el? Ce să vorbești cu agricultorul? Dă prașii la a doua manuală? Trebuie dovadă că dragoste între ei n-a fost. Este ceea ce el, după cum bine am văzut din material, a și săvârșit. Sărut în plină zi, cu o duduie, cu copilul de mână, sau ce, nu? Ceva e de adevărat, genul. E adevărat. Deci atunci, clar, între ei n-a existat o chimie, a fost o chestie forțată. Vezi, mai recent, Ciucu... Da. Cum o cheamă? Alina... Sorescu. Noi știm ce face Ciucu în particular. Nu vreau să mă exprim, da. Nu vreau să mă exprim pe gură, că se provoacă scandal și valuri. Dar când forțezi nota, la un moment dat viața sau bunutul de sus, da, zice, bă, nu-i normal, nu-i firesc. Hai, frână, tu pe partea aia, tu pe partea aia, drumul tău e acolo, drumul tău e acolo. Ceva nu merge și automat viața oprește povestea respectivă. Da, bă, da, știi că spui că nu a fost dragoste. Dar au fost, mă, Mirce, au fost 20 și ceva de ani, mă, omule. Cu Cristi ăsta? Da. Asta n-am știut, de ce să te mini? Bă, deci eu vedeam, s-a terminat eu cu vedeam, Gigi. O vedeam, bă, într-o relație mai lungă, am văzut, bă, parcă într-o relație mai lungă cu Gigi Gheorghiu. Gigi Gheorghiu a fost 4 ani. 4 ani 97, doar? 97 s-a întâlnit cu Cristi Georgescu, sfârșitul anului 98 era însărcinată, la începutul anului 99 naște, ăsta e băiatul pe care l-ai văzut că s-a căsătorit, casă de piatră. Băi, deci 97, 2000, hai să zicem 20, că s-a terminat. Atunci am vorbit cu Anca odată la telefon în 2020. Era ca niciodată și era clar că se terminase treaba. Și după aceea în 2021, băi, deci sunt 20 de ani, poți să trăiești într-o minciună 20 de ani. Ci doar poate că ai crezut în ceva, iubitul, dar omul de fapt, Brancu, era altfel. Și Brancu, uite-te la ea, lași, frate, o femeie, Brancu, care arată... Brancu, trezește-te la realitate, mă. Anca arată superb la vârsta ei. Este o femeie superbă. Și a arătat super din momentul în care, nu știu, a apărut în ce film? A apărut să ia la un moment dat Miss Litoral sau ceva de genul. Da, Miss Litoral. Voilà. Se dă și acum. Se dă și acum. Pe Cine Maraton, că tot e al vostru, e intrus, se poate, da, spune. Iubești Cine Maratonul, să ne înțeleg. Da, 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 da. Oameni buni, dacă n-aveți Cine Maraton acasă, Sara Sunatu vă recomandă, căutați-l. Așa este. Pentru că veți avea parte de o poveste a filmului românesc cum rar vă este dat. Da, și veți, da, da, vedea toate capodoperele cinematografiei românești. Și chiar filme date într-o anumită perioadă în care au o savoare anume, sunt de urmărit. Și filme interzise care n-au fost difuzate în perioada comunismului, reluat, da, acum. Bun. Bun. Și atunci... Ea superbă. Nimic de zis. Doar că... Nu știu, eu stau și mă gândesc, poate totuși, zic, are și ea o vină în toată după povestea asta. După pauză aflam și care e vina, Anca Ciurca și nu mai place. Mâncăm și noi... Mâncăm. Hai, mâncăm? Bagă Moris ceva de mâncare. Moris, bagă ceva pe plata nemâncația și ochii tăi. Aș. Bagă, tată, bagă. Bagă, tată. Too sexy for the cat, too sexy for the jet. Yeah, yeah, yeah. Too sexy, yeah. Da, doamnelor și domnilor, ca vecinii, pentru că showroom-ul Oanei se află în blocul în care eu stau. În blocul în care stă Zara și mai vorbim pe și magheru, noi. Pe magheru. Da, și vrem și noi, ai întrebat și noi ce se mai întâmplă, ce mai face vecinul ăla. S-a dat drumul la apă, s-a oprit, e lucrare pe coloană. De ce să te mint? N-am avut probleme nici pe vremea lui Ceaușescu. Cu tot ce a însemnat apă caldă, căldură, lumină, recunosc, n-am făcut parte din acea categorie de populație care... Un bloc bun, cu oameni civilizați, acolo a stat și maestrul Albulescu, până la sfârșitul vieții. A murit, Dumnezeu să-l ierte, Mircea Albulescu, a stat într-adevăr pe scara 1, pe scara 4, Giurumia, exact pe scara... Aurel Giurumia, da. Aurel Giurumia. Și au fost doi, cel puțin doi oameni importanți care, da, iată, da, da, cumva au făcut cinste. Hai să trecem la ale noastre. La mai departe, deci aici era și Adi Daminescu. Deci spuneai că de ce crezi că e fata de vină, mă?
dacă ea a fost muncitoare, eu cred că ea este un om totuși destul de atent la detalii și este tipicară. Este extrem. Deci Anca, ca și personaj mondan, să-i spunem. Așa. Personaj public, celebritate, să spunem, dacă are deja o vechime, poate fi inclusă în galeria celebrităților. Da, fără discuții. Românești, a încercat dintotdeauna să fie extrem de ponderată, extrem de atentă, extrem de, cum să spun, firească în tot ceea ce face. Dar, întotdeauna, cel puțin pentru mine, acum Anca o să mă iert, sora mea, de fac vreo greșeală și o spun, eu de obicei genul ăsta de persoane le văd ușor ascunzând lucruri. Punându-și bine în spate scheletele, în dulăpior, cât să nu fie văzute, de să nu fie descoperite acele schelete. Poate greșesc în ceea ce o privește pe Anca Țurcașiu. Alte personaje, alte artiste și le asumă. Adică, bă, am făcut-o, am călcat-o pe bec, da, grijă ce am făcut, ce o să-mi iei capul de pe umeri, că m-am... Așa e, da. Știi cum ar face? Că am făcut și eu, Bun, ideea e că Anca, prin prea multă atenție, prin prea multă grijă față de imagine, aspectul și implicarea ei în orice situație, îmi lasă de gândit puțin că totuși ceva în spate acolo stă ascuns. Un amandlâc, o mița baston, o... Dar pe ce te bazezi, dragă? Zic, eu doar... Nu. E doar, acum e și profiler, dragă. E doar părerea mea proprie și personală. Am înțeles. Nu știu, eu n-avem informații, noi lucrăm cu material. Și repet, poate greșesc și Anca să mă ierte. Atât îi spun. Să vă împăcați. Și la împăcare să ne chemați și pe noi să filmăm. Te iubesc, I love you forever, să moară de te mint. Ultimul minut... Hai, zic că mai am doar un minut. Lasă, eu plec data acasă, viitoare... Îmi iau bocceluța, sper că o să-mi spună Gălățescu dacă mai e de bun augur. Da, dar cred că a și venit Alin. Cred Alin? Că e a, dacă urmează modă, că aveți modă, aveți alea. Vă rog să puneți o fotografie, cum am zis cu Lori, pentru că poate îi explici tu și lui Alin. Că și Alin vrea să înțeleagă până la urmă de ce Lori se duce, cum să spun, de ce apasă atât de tare pe accelerator. Personajul îl înțelegem. Mă, dar are niște apariții. Hai să trecem peste Anca Țurcașiu, Repia, și dați Lori că pleacă minutul, ca să zic așa. Zi, dragă, tu zi că noi schimbăm. Nu te mai uita, dragă. Măi, Loredana, repet, își asumă din plin tot ceea ce face și afișează. Îi vezi profilul de Instagram, îi vezi postările, e asumată de la un cap la altul. Mai insistăm mult cu Anca Nu se vede, mă, pe post Anca Țurcașiu vorbește cu mine. Scrieți acolo. Loredana Groza dată în fapt de Mircea Zara. Zi. Sigur, n-am cu ce să dau un fapt pe Lori, Doamne ferește, doar că și eu, care am este, dintre, și eu ceva este de printre puținii sau printre puținele artiste din România care își asumă imaginea, aspectul și tot ceea ce face. E adevărat. Printre puținele care a îndrăznit să treacă mai departe cu mult tupeu și cu mult dezinvoltură peste multe bariere pe care multe artiste, gen Naisu Vespanca Țurcașiu, chiar dacă e pozată în costum de baie, extrem de decentă. Lori nu. Lori i-a plăcut să provoace. I-a fost într-adevăr, iată, drept exemplu, Madonna, care a cumva inspirat-o din plin în toată povestea asta, și Lori cumva pe acolo a mers, într-adevăr într-o versiune balcanică, dar extrem de reușită. Că mulți spun că și-a făcut operații, da, mă, mâncați așa. Suntem într-o eră în care se poate face orice. Absolut. Adică din fizionomia pe care o avea Bianca Drăgușanu în momentul în care abia o cunoștea Cătălin Botezatu. Sau din cea pe care o avea când a fost la Din Dragoste. Bravo. Uite-o acum pe Bianca Drăgușanu și vei spune că este cu totul și cu totul o altă persoană, alt personaj. Multe alte fete au schimbările astea. Loredana, de ce ar fi rămas în spate? Nu. Pentru că este un artist complet. Avea nevoie de puțină augmentare. Ea este, dar dacă e mai mult sau mai puțin, asta de fapt... Dar și asumă, asta e important, mă, mâncația, și o asumă. Și mai și să acum vorbe că s-a divorțat. N-a divorțat, bun ce ai acolo. Eu știu așa cel puțin, eu știu. Da, dragă, tu știi altceva? Tu, eu cred că așa este, dar se poate așa. Știi altceva? Nu. A, tocmai. A, bun, e o familie care, ca să zic așa, are atribute moderne. Absolut. În sensul în care... Nu... Adică eu dacă aș fi fost în locul Elenei, aș fi fost mândru să am o mamă cum este Loredana. Elena fiind evident fata Loredanei, fica Loredanei, care are deja și ea o vârstă, care îi seamănă aproape perfect Loredanei, nu știu dacă ai văzut-o. Și este o frumusețe. Și la fel de bine dotată ca măsa. Ia auzi, bă, băiatule. Bă, ca să înțelegi că e din familia, adică Leonida, mama Loredanei, bă, le-a lăsat
Că mama Loredana, pe mama Loredana o cheamă Leonida, nu știu dacă știai. Nu știam. Și domnul Vasile, tatăl Loredana. Bravo. Mama Leonida, bă, l-a dat din plin natural, ca să ne înțelegem. Natural. Ea niciodată n-a avut, adică de mică se știe. Bă, n-a avut nevoie. Acum că și l-o mai fi împlinit și ea puțin care o vârstă, 52 de ani, e femeia la 52. Îi mulțumim foarte mult lui Mircea. Cu mare drag. Acum că s-a încălzit, n-ar mai pleca, dar o să-l mai chemăm. Când vrei, cu drag, și dacă vrei putem face una și pe Magheru acolo la Facem Sebiu. Una și pe Magheru și când este Iulian aici să facem, că vreau să Atât văd cum evoluează lucrurile. Poate gătești cu Iulian. Mă, n-ar fi rău. Aia e, să-l văd și eu pe el la foc mic. Doamnelor și domnilor, niște muzică cu Moris după aia. Se pare normal. Doamnelor și domnilor, VIP, dar cine concursul nostru? Avem o fotografie, sunt convins dacă se prinde chiar și Mircea despre cine este vorba. Ia să vedem cine este acest domn, da? Un domn important din România, are prestanță foarte inteligentă, a deținut o funcție supremă. Prin urmare, este o fotografie, cred că asta nu mai e niciun secret, se vede că este de nuntă. Iohannis. Vedeți, aici este fotografia. Iohannis? Mergem mai departe. Iohannis? Mă, nu știu, nu pot să spun, mă, că trebuie să ghicească oamenii să câștige un obiect. Adrian cu Dan Anastase. De ce nu? Doamnelor și domnilor, vă rugăm să votați pe pagina de Facebook Exclusiv VIP cu Cristi Braun. Câștigați un obiect electrocasnic pe care vi-l vom dezvălui după ce mergem puțin la drift. Cel mai spectaculos campion din România, doamnelor și domnilor, este și cel mai tânăr. O minune pentru driftul european și driftul mondial este Claudiu Adam. Anul trecut l-am avut în studio povestind. Acum vreau să-l văd pe Claudiu Adam Junior, mândrețea familiei și a bunicii sale Marilena Adam, acum alături de mașină și poate mașina sa și poate facem și o nebunie. Oana Pascaru are legătura. Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Într-adevăr, mă aflu alături de Claudiu Adam, un tânăr de 19 ani, ambițios și foarte devotat atunci când vine vorba de partea sa profesională, având în vedere că are foarte multe trofee, atât pe plan național cât și internațional. Claudiu, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră și mai târziu, cum spunea și Cristi, o să ne oferi un show de drift, este așa adevărat? Este. Da, în câteva minute o să ne vedem live pe pista de drift. Cum am spus, ai foarte multe trofee. Ultimul trofeu este la o competiție din Ungaria. Povestește-ne un pic cum a fost acea competiție. Ai fost cu această mașină foarte frumoasă. Vă mulțumesc, da. A fost o luptă destul de grea. Sincer, nu mă așteptam să iau locul 1, având în vedere că sunt toți piloții din Europa și chiar mulți de top. Dar m-am luptat cât s-a putut de mult pentru a lua locul 1 și să duc România cât mai departe. De unde această pasiune, devotamentul, ambiția ta? Pentru că ai 10 ani de când faci acest sport, nu? Și este un sport destul de scump. Așa este, da. Nu prea avem parteneri ca să ne susțină 100% tot anul, dar ne descurcăm cum putem. Eu îmi doresc mai mult să ajung la o competiție națională europeană numită Drift Masters, unde sunt cei mai buni piloți din lume la ora actuală. Ca să ajung acolo trebuie multă susținere. Da, doamnelor și domnilor, după cum ați putut vedea și auzi, Claudiu Adam este foarte devotat pe ceea ce face, însă stați cu noi pentru că în curând va da mașina jos, această mașină, bijuterie mașină de Oana, pe platformă. Mai și avem vedea 2-3 minute. Stai așa, vreau să-l mai întreb pe tânărul Claudiu, pentru că o să vedem după aia cursa și atunci când va fi mașină, nu știu dacă va mai fi așa de ușor să-l prindem la vorbă. Uite, are și numărul 05 Adam, să-l întreb care a fost cel mai plăcut moment din cariera lui senzațională de drift, pentru că sunt convins că a avut momente absolut senzaționale. Păi acest moment când am luat locul 1 în campionatul european și, nu știu, singurul, cel mai frumos, când la finalul etapei a cântat imnul României. Atunci m-am simțit, nu știu, nu pot să descriu. Claudiu, atâta vreau să spun. A fost un moment extraordinar. Abia aștept să te văd cu mașina acolo, arătându-ne ceea ce știu că poți. Și vreau să spun un singur lucru, după care o să luăm publicitate și ne vedem mai târziu cu Claudiu. Mă mândresc cu faptul că îl știu pe Claudiu de când era mic, care are o familie fenomenală, cu un tată care îl iubește și care este dedicat, cu doamna Adam, care este forța și bucuria și marea, cum să spun, îngerul tău păzitor, pentru că este desprinsă din cele mai frumoase povești cu bunici din lume. Greșesc?
Vă mulțumesc. Nu, nu greșiți, așa este. Să crești mare, Claudiule, ne vedem după o scurtă pauză cu Cronica de Modă, dar și cu Claudiu arătându-și maestria probată la nivel european. Bravo, Claudiule, ne întoarcem imediat. Pentru concursul nostru este un aparat de masaj. O să vedem cine, cum și ce a câștigat sau va câștiga. O să vă spunem imediat. Până atunci însă și până când campionul nostru de drift se încălzește, avem o cronică de modă de la Gala Gopo și de la Met Gala cu, evident, Andreea Simona și Alin Gălățescu. Nu te mai uita, te-am obișnuit. Bun găsit. Bine v-am regăsit. A venit Andreea. Îi las așa doi pași în față ca să... Dragul meu, să luăm din... Eu, uite, avem cu noi și un al treilea vorbitor. Da, da, cine știe, poate... Să fim sănătoși. Știi cum e, dacă nu vrei să vorbești la două... Dacă nu-ți place omul, e pe celălalt. Bine ai venit, Andreea. Bine v-am regăsit. La Andreea a venit primăvara, vara... Păi dacă tot au fost evenimente atât de importante, la Met Gala look like. Am zis să vin cu ceva mai special astăzi. Până și vibrația argintului de pe pantofi e potrivită. Corespunde cu cea de pe vibrația de pe... Așadar, doamnelor și domnilor, fără niciun fel de preparație, să vedem imagini de la cele două evenimente. Hai să începem cu... A fost o perioadă absolut extraordinară, comparabilă doar cu zona Oscarurilor. Da. Dar ce nu s-a văzut și o să pun eu mâine la mine pe pagină, a fost dezastru de la after party-ul de la Met Gala. Met Gala a avut unele fabuloase, cred că a fost cea mai echilibrată sau grafică sau coerentă Met Gala din ultimii mulți ani. În același timp a avut și niște dezastre absolute. De obicei în zona rapperițelor acolo așa, cred că sunt tulburări mari. Pentru că ele au vrut să epateze ca de fiecare dată. Și atunci acolo au mers s-a cam în zona lor. Uite, bine, Blake Lively, care a fost și gazda evenimentului împreună cu Ryan, soțul ei, cu Tom Ford și cu Ann Winter, este magistral acest Versace. Superb, apropo, da. Donatella Versace și-a sărbătorit onomastica chiar în timpul Met Gala. Și s-a văzut că ce a făcut Donatella niște creații. Da. A fost de departe brandul cred numărul 1. Cred că cea mai bună de la... Foarte frumos. Au sărbătorit la after party cu un tort negru. Foarte straniu, așa a fost Donatella și așa s-a schimbat. Ea și-a făcut apariția cu Cardi B acolo și la fel a purtat și Cardi B o rochie senzațională. Extrem de spectaculos. Bun, da. Au urcat așadar, Blake Lively, ireproșabil, mergem mai departe. Cea mai spectaculoasă rochie din punctul și, meu. Dar sper să vedem și partea a doua rochiei, pentru că a fost singura rochie cu două episoade. Asta este partea a doua. În momentul în care a urcat primul rând de trepte, niște băieți au desfăcut trena și au transformat-o. Și au transformat-o cu o trenă în spate. Da, au transformat-o, atenție, și la mănuși și la eșarfa din față. Există un filmuleț pe social media, da. Dacă îl căutați, dar cum a tras de ele și au ieșit altă? Da, efectiv, erau pregătiți și șuiți, vă dați seama. Incredibil. Iar soțul e uite-i pe amicii care trag de la... Au fost o armată care ea n-avea cum să facă, săraca. Și ce mai știu, soțul ei, Ryan, care a rămas efectiv perplex. Era la bază. Nu văzuse rochea miresi. Nu, n-a văzut partea a doua. Am văzut prima, sigur, că a fost interviurile dinainte de Met Gala. A venit cu ea, bineînțeles, dar a rămas jos. Și e o față cu o stupefacție ăstuia și o admirație. Da, mi se pare un cuplu extraordinar. În schimb, broderia din rochie, păcate nu se vede aici, dar de aproape... Sunt cristale, este, sunt structuri grafice. Lucrată, e, cred că ești pe stilul tău, de asta îi place. Exact, cuture. Da. A fost, într-adevăr, spectaculoasă level. Și de mare Versace efect. Și a avut cu cele mai multe rochii reușite și de top. Da, am muncit. Se vede munca. Hai să mergem mai departe, poate o să vedem chiar momentul dintre, transformării. Dintre americanii avem, s-au evidențiat Oscar de la Renta, ca și case, și în rest au mai punctat Gucci pe aici și pe acolo. Am înțeles. Aici avem ținuta e foarte comentată. Aici. Foarte comentată. Ea, de exemplu, la bază și la prezentarea publică a fost cu jachetă pe ea, care okay. Era o jachetă military British foarte interesantă, excelentă. Da. Numai că surpriza a venit pe covorul roșu, în momentul în care și-a scos jacheta și-a arătat că are o lucrătură întreagă. Că ea nu-i dezbrăcată, aici are ceva pe ea. Își permite, este un model atât de renumit, încât își permite să facă orice pe covorul roșu și este acceptat. Și scandalul la ea face parte din ecuație, inclusiv bastonul. A mai fost un singur tip la after party.
ei, absolut. Da. Dar într-adevăr, e divină, este foarte frumoasă și o profesionistă și a arătat aici, mă rog, cu totul diferit, că puțin au optat pentru pantalon cu sacou, să zicem. Și cu surpriză, de asemenea. Și cu surpriză, exact. A fost extrem de sobră, era extrem de sobră, o tunică închisă la două rânduri, până aproape de gât și într-o dată, pac! Dedesubt. Nebunie. Bine, și arată remarcabil. Trebuie să ai și cu ce, logic. Iar, până la urmă, a fost o surpriză, una dintre surprizele plăcute din punctul meu de vedere. Bastonul mare, da. Am înțeles, mergem mai departe. A mai venit cineva cu un baston la after party. Da, Maria bun. Spectaculoasă și inedită. Aici Kate două Moss. Generații. Iarăși a mai punctat fabulos Burberry. Da. A avut câteva pe Naomi Campbell, a fost absolut năucitoare cu un machiaj facial cu cristale. Nu știu dacă l-avem. Și cu un logo și reinterpretat senzațional de interesant pe rochiile lui. Da. Foarte frumos. El are pe Ricardo acum. Da. Bărbăriș și se vede că Ricardo Tisci, cel e care a fost la Givenchy. Și plus Kate Moss. Nu poate să vorbească pe limba lor Morise, care e Ricardo. Da. Știi pe Ricardo? Nu mai e, bă, băiatul ăla. A plecat. Nu mai e, bă, la Givenchy. Nu știai, bă, la Barberi. Băi, ai auzit de Ricardo? Ricardo a plecat de acolo, dincolo, băiatul. Care Givenchy a avut câteva produse. Și extraordinare. Foarte frumos, așa chiar nu se are departe de trunchi. Mama mai e decentă, deși arată bine. Super, mie mi se pare. Iar Kate este senzațională. Se potrivește foarte bine. Parcă n-au trecut ani. Fiecare cu vârsta ei. Da. Ea e foarte pariziană. Da. E foarte glamour, cu un număr discret aruncat, matură. Cea mică, maxim provocatoare. Cea mică, explozivă, dar permite, soft. Cea mică, dacă are și cea mică toate datele, dacă are. Dar e și foarte pe vârsta ei, cumva, foarte bine gândită și rochia. Fresh și o pune în evidență. Este genul acela de transparență care te scoate în evidență fără pic de vulgaritate. Deci, așa, neostentativ. Mergem mai departe să vedem acum, doamnelor și domnilor, ce mai găsim. Da. Kardashians. Aici toată gașca de Kardashians a fost apunctat bine. Aha. De la doamnă cu o rochie pe un singur umăr, roman. Nu. Doamna zică mama. Adică mama a avut lor. O rochie pe un umăr. Kim cu, mă rog, un reinterpretare. Aici, Marilyn Monroe. Și blondă, îi stă bine. Și blondă. Ce a fost interesant e că nu e aici și-a strâns părul sau e ca să fie a lui Smith? Nu, e prins într-un coc balerină și după aceea a vopsit. Doar suprafață, pentru că am văzut-o la after party, s-a mai luat din vopseaua asta. Ce a fost interesant e că au închis, deci s-a terminat, au venit toți și la un moment dat, pac, apare și Kim, dar se termina. De la ora 4 dimineața, am dat o mică pauză așa, zic, bă, s-a terminat, dar fotografii erau pe țeavă. A venit Kim cu papagalul ăla de prieten al ei, nu știu, a fost jenat. Nu știa ce să facă, îi mai băga cât un ok, ăia, dă-te bă, dă-te la o parte, la... da, ok, victory, canci. N-avea niciodată, nu avea treabă cu ea, ăla era în plus total. Nici măcar n-avea ce să-i trenă, n-avea nimic să-i care. Deci asta înțeleg că rochia lui Marilyn, da? Pe care a purtat-o atunci când i-a cântat lui Kennedy, da? Happy birthday, Mr. President, celebra secvență. Sunt niște filme în care a fost evidențiată rochia. Oricum, dar senzațională și mai normală față de alte ținute pe care le-a avut în trecut la alte gale. Deci, aici avem niște oameni, okay. Ca să zic așa, niște situații. Ce părere ai? Păi, singura, e clar că asta-i sorsa a fost controlat. Cu băietul din dotare. Cred că a fost cea mai cumințită. Brown este al doilea designer britanic care a fost american, care a fost evidențiat. E considerat vârful de show de la ei. Nu-mi plac aici de rapoarte. Corsetul ăsta de shold. Nu știu să zic. Nu am o mare o remarcă intelectual. Adică e clar că este controlat așa, da. Și este pus exact unde a vrut designerul, dar nu aș considera că din toată gașca ea e cea mai puțin fericită. Am priceput. Celelalte, Kendall, mă rog, sânii puțin mai cam la vedere nițel, dar cu o trenă absolut fabuloasă și foarte atipică pentru Prada. Era foarte bizară, nu știu dacă avem imaginea cu Kendall, ar fi interesant să avem imaginea cu toate patru. O să încercăm. Kendall avea o bluză transparentă, translucidă așa și o trenă cât toate treptele de câte un cam 8 trepte așa.
Cred că are în toate orificiile niște tatuaje. A fost foarte ciudat când s-au sărutat, dar s-au sărutat libidinos, așa, cu limba pe afară. A fost cam... Adică, bun, ok, sau și Ryan cu Blake și-au apropiat buzele, dar în sensul ca un respect. Ăștia, nu, frate, dă-i limbi, dă-i chestia. Po, bune, ai, nu, serios. Adică a fost... Așadar, nu. E bine să faci, sigur, sărutul franzesc este util și plăcut tuturor, dar nu într-o poză oficială. Ținuta n-a fost una neapărat impresionantă pentru Met Gala. A fost Marta, nu era de Met Gala. Așa, cumva într-o zonă foarte cuminte, foarte banală, are acea tăietură pe abdomen care ne-am tot plictisit să o vedem și noi. Și corsetul ăla de șold, ciudat. Da. Care nu avantajează, nu pune în evidență absolut. Și a fost interesant la Kendall, așa a mai introdus o nouă modă, transformarea sprâncenelor în mult mai deschis decât restul părului. Cândva Alexander McQueen a făcut un show fabulos fără sprâncene, dar a fost prima care a reintrodus acest curent cu sprâncenele aproape invizibile. Să nu ne tragă curentul, hai să mai vedem ce mai vedem de la Met Gala. Care să iasă puțin în evidență față de Lenny Kravitz. Lenny e un super mișto, chiar nu înțeleg cămașa aia. Da, e o cămașă cu năsturei, cu ștrasuri, cu corsețel, cu transparențe. Dar nu părea genul programului. Și cu tren aia, cu capa transparentă, cu dantelă. Bă, eu l-am văzut la București, bă, deci un show mai chiar vital ca lui era l-am văzut în București. A avut show la after party-ul de după Met Gala și a fost cu geacă de piele, cu ținte. El. Da, aici el și-a dorit să fie diferit și a fost cu totul diferit. Că mai rar vezi un bărbat cu inserții de dantelă pe cămașă. Bine, din nefericire am văzut și la Gopo. Apropo, nu știu dacă aveți imaginea aia cu băieții a doi care, da, păi, nu e nicio problemă cu e foarte bine să fie evidențiat și susținut, dar arată rău din punct de vedere estetic. Da, de ce să-și lași barbă și în același timp să mimesc ești femeie? Din moment ce-și lași barbă, femeia cu barbă. Știu, a fost, dar era așa pase deja. Dacă vrei numai așa și tot e pase. Și arată rău din punct de vedere, așa cum el e un super băiat. De ce trebuia să-și pună năsturea aia? Și este un superstar mai presus cu, de orice. Și cu pelerinuța aia care fâlfâie așa. De ce avea nevoie de chestia asta? Mai degrabă gol. Gol, frate, dacă vrei să fii. Care are ce să arate, necesar. E super fit. Da. Nici eu nu înțeleg. Nu. Pe lângă subiect, așa. Nu știu. Da, mergem mai departe. Și cu zgârdița aia albă la gât, care n-avea. Ce să zic, băieții au fost câțiva băieți, Tom Ford, Ryan, au mai fost cel din Wolverine. Exact. Impecabil. Din cap până în picioare. Diferențe doar la nivel. Bă, clasa e clasă, bă, n-ai ce să-i faci. Catifelei la nivelul. Da. Ce subtilități astea. Absolut. Ce super. Așa arată ceva impecabil. Da, de gal. Amândoi sunt ucitori. Asta spun, foarte frumos. Mergem mai departe. Aici totul e băiatul este... înainte să se schimbe. Înainte să aibă ea. Dar vezi, uite, și mânușile sunt diferite. Și zona din față, adică numai că a schimbat și a transformat funda asta într-o... El cere în picioare. Cred că niște botine neutre, negre, e a doua variantă. Da. Bun, mergem mai departe. Dacă n-ai niște pantofi soliști, îți vii cu varianta asta extrem de clean. Am înțeles. E în regulă, foarte frumos. Hai să mai vedem mai avem de aici sau de unde avem. În orice caz, pe spectacol. Nu le schimbăm. Sebastian Stan, dă la noi. Păi ce să zic, și la după aia, aici e un Valentino, ăsta e noua obsesie a sezonului viitor, Pink Valentino, acest roz electric, îl arată foarte bine. În after party sau sunt negru, cu o geacă la fel de mare din amplitudine de piele neagră, bineînțeles, total negru, foarte interesant. Aici pare că l-au prins și l-au convins să se îmbrace în roz, adică pare sub de stingher, așa, știi? Ok, hai că trebuia să... Dar ți-a dat să vezi un bărbat îmbrăcat arată extrem de bine în roz fucsia neon, da? Dar a mers în zona aceea care se încearcă în ultima perioadă să iasă cu totul în evidență și în față din tendințele care s-au creat în ultima perioadă, Balenciaga, Vetman și așa mai departe, alte câteva branduri care merg în această zonă. Conform tendințelor este monocrom absolut. Este acolo, dar pentru Met Gala sau pentru el, că toate rolurile lui sunt de power, exact ca și Lenny Kravitz. Da, exact. E puțin. În schimb, la after party a fost impecabil. Da, doamnelor și domnilor, n-a fost bine. Nu, trebuie neapărat să vă uitați. Eu pun mâine alea. Este ceva de o urâțenie și de ridicol total. Aici
Avem, mă rog. Nu e cea Zendaya. Mai. E cu minte, arată foarte okay. bine. Foarte bine, mie mi se cu pare. Cu părul care este din film, e ce trebuie. Iar da? Ei și-a asumat Andreea, o zonă de prospețime. Okay, okay, da? E ok. Cumva la limită. Și nici prea, prea nici... Da, nu e dintre cele care nici pe care le-am scos în limită. Aici o avem pe celebra anechină care are vitiligo. Iris Van Herpen e creația. Da, exact. Nu e una dintre cele mai inspirate, mai are o creație. Deci e un exercițiu pur și simplu de geometria produsului, inedit. Și el se duce mult în lateral, adică e cumva cu vedere la fese. E foarte interesantă cununa aia de lauri futuristă, da. Care a derivat-o dintr-o construcție. Pe care el o are construcție. Constant în toate creațiile sale. Iris Van Herpen interpretează. A avut chiar un perete de intrare din aceste elemente care se mișcă. E și un mare sculptor, land sculpture din Italia care lucrează pe astfel de Deci altfel structuri. Prea mult, nu? Da, depotrivit, nu știu. Vreau să fie futurist. A fost bine că i-au scos măcar capetele alea ca să o ducă într-o zonă, să nu pară doar o meduză. Și aia așa arată... Ce? Trena nu, trena nu are treabă cu ea. A personajului din spate. A personajului. Erau că două rânduri. Nu înțelegea trena găzbuie fel, adică erau două rânduri, unii trăgeau acolo, trăgeau pe asta, după aia se schimbau. Am înțeles, pe fata a tras-o de aici. Bun, deci nu prea, mergem mai departe. Să pună în evidență altfel pe ea, dacă ar fi optat. Rusia e foarte de pus în evidență. Un alt Versace. Alt Versace. Năucitor. Gigi Hadid. Mamă cât a muncit, cât a tras de pătura asta. Cât material. Fata cred că a ieșit cu două chile mai subțire de povestea. Două chile, dar asta cred că are 10 chile și un matrasaj compact. Cam foarte greu. Dar ea arată superb. În momentul în care a pășit, asta era interesant, e o poză mai interesantă când pășește, are costumul ăla de lactes cu tot cu cizmă. Așa? Și arată divin, mai ales că de-aia a devenit mamă de puțin timp. E clar, este e gândită. Spectaculoasă, futuristă, avangardistă și în schimb o culoare aceasta burgundie foarte interesantă, foarte dar smart, se muncește la așa o culoare royal, e o culoare nobilă, frumos făcut de colteu. Să vedem dacă avem și de la Gopo una sau două. E foarte, nu mai dăm Gopo, da? Bine, aici a fost mai spectaculos. La Gopo n-a fost. De remarcat că au fost câteva apariții la Gopo extraordinare. Mi-a plăcut cea mai Monica Bârlădeanu personal. Hai că avem poza Monica Bârlădeanu. Hai să o dăm că Dana vorbește Rogoz, de ea. Mi-a plăcut aici e Gwen Stefani într-un verde neon în... În aceeași vopse cu Siclamo. Da. E o reîntoarcere fantastică a lui Gwen Stefani. Mie îmi vine mai foarte frumos. Da, iar și la fața un arată... nou styling cu care nu ne-am obișnuit să o vedem, dar e spectaculoasă. Bravo, foarte modern. Stefani, de mință, ce să foarte zic. Modern, monocrom iarăși. Da. Coafiura obsedant, tot da. E bine. Hai să vedem, deci, repede, o fotografie. Aici ea e momentul. Hai, una, acesta două, trei. Apare cetățeanul și la un moment dat... Și-a plecat, deci numai din fund aia... Și-a întors-o. Au transformat tot. Și uite, au scos mânușile. Aici se vede, mamă, aici se vede. Ce nebunie. Tare. Ce nebunie. Tare. Spectaculos. Ia, uite, i-au luat partea aia. Da, da, deci, da. Practic, era... Nu e numai neapărat un fas, era... Foarte interesant, bravo. Hai să vedem repede pe Monica Bârlădeanu. A fost senzațională, show a da, 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 la Met Gala. Monica Bârlădeanu, impecabil. E o derivație Valentino foarte interesantă cu o, așa, și cu hai și Rogoz o secundă capă, să vedem. Cu incorporată în rochie asimetrică, foarte. Capa interesantă, rochia nu e foarte pelerină. Complicată, e ușor banală, simpluță, dar e nu, ok. E minimal, e gândită ca foarte simplu. E reușită. E reușită. Reușită. Hai și cu, ați văzut galerii din afară. La noi, din păcate, mai avem mult de învățat. O secundă, 10 secunde și da, nu suntem departe. Suntem foarte departe. E adevărat. Asta e Dana. Foarte bine. A purtat un creator londonez, o creație... Exact, foarte în tendințe, cu toate decupajele, tipul ăsta de sutien de care am discutat și la... Iar Dana este într-o năucitoare schimbare de look. În ultima perioadă, aproape toate aparițiile ei de peste tot... O vedem cum n-am mai văzut-o. Este impecabil. Nu știu cine s-o formă fizică senzațională. Fizică și stilistică fantastică. O evoluție. Da, evoluție nouă. Poate cea mai mare evoluție din ultima perioadă. Iar Monica se reinventează. Bravo. Acasă, că într-o perioadă era boho, acum e doamnă. Da. Au plăcut foarte mult Cristian Samfira cu Ștefana. Data viitoare. Și stilul lor. Da. Da. Foarte de remarcat. Da. Foarte o să vedem legați. Imaginile cu Cristian Samfira și Ștefana. Dar pentru sunt, că le avem. Sunt câteva. 4-5. Mulțumesc foarte mult, dragilor. Și noi mulțumim. Cu drag. Și ne vedem peste două săptămâni. Ne vedem peste cel puțin. Cel puțin. Doamnelor și domnilor, mergem acum să vedem ce face campionul nostru de drift, Claudiu Adam, doamnelor și domnilor, o apariție absolut senzațională. Dăm legătura acolo să vedem ce se întâmplă.
Bun găsit din nou, doamnelor și domnilor, am revenit din nou cu Claudiu Adam, campionul la drift la nivel național și cu multiple premii internaționale, cum v-am spus. Tânărul de 19 ani este decis să vă arate minutele care urmează un show de drift cum nu ați mai văzut. Haideți să-l vedem! Iată că acum coboară și Claudiu, un tânăr foarte curajos. Felicitări, Claudiu! Bună ziua, vă mulțumesc! Cum a fost? A fost foarte bine, am amețit puțin, sincer să fiu, dar sper că n-ați avut nicio frică. Vreau să te felicit pentru că m-ai invitat, vreau să vă spun doamnelor și domnilor că m-ai invitat în dreapta lui și eu n-am avut curaj să mă urc, am zis că mai bine prefer să stau pe scaun să-l admir. Așa este, dar după live trebuie să veniți să vă dau o tură. Cu siguranță, cât muncești pentru pasiunea ta? Cât de greu ți-a fost? Este foarte greu, v-am mai spus mai devreme că este foarte greu că nu avem sponsori, dar în schimb eu mă antrenez acasă pe simulatorul meu cam 2-3 ore minim pe zi. Ai o mașină foarte frumoasă, ca o bijuterie, am spus eu. Știu că la ultima competiție de la Ungaria ai accidentat-o, ai investit în ea, aripa, care aripa? Dreapta, stânga? Cea de pe dreapta s-a reparat, este totul bine acum și da... Aștept să vină următoarea competiție. Dar cum s-a întâmplat? Îmi povesteai tu că este o concurență acerbă între voi, nu? Da, așa este. M-a lovit chiar un coleg din România și a făcut show atunci când m-a lovit. A fost o experiență foarte tare. Care este următoarea competiție? Unde ai să participi? În Grecia, pe 14-15 mai, iar după avem etapă în România. Ai vreo superstiție, vreo tradiție înainte de a te urca la mașină, în mașină, înainte de competiție, pentru a-ți merge bine? Da, mereu mă închin înainte să urc în mașină. Care este visul tău? Unde îți dorești să ajungi mai departe? V-am mai zis în Drift Masters, iar după îmi doresc să ajung în Formula Drift, în America. Care a fost cel mai dificil moment din viața ta, în competițiile tale? Un moment de cumpănă care te-a marcat pe tine? Când am lovit vechea mașină pe Transrarău, am crezut că nu mai pot să repar și că trebuie să merg acasă. Și a mai fost încă un moment în Ungaria, la Maria Poci, unde îi mulțumesc lui Tony că mi-a dat mașina lui, a mea s-a stricat. Și atunci am reușit să mă calific pe locul 3 cu o mașină pe care chiar nu o cunoșteam. Mulțumim mult, Claudiu. Da, doamnelor, o secundă. Și domnilor, Oana, vreau să-l întreb, dacă mă auzi, mă mai auzi? Da. Dacă așa face el curte fetelor, deci a fost fata și dă-i. Băi, Claudiule, nu cred că când o să fii mare, că știi tu când și cum, cred că nicio fată nu o să stea în față. Ai față de erou american, ca să zic așa. Cristi spune că ai față de erou american și dacă așa faci tu, de obicei. Nu. Câteodată, da. De unde am... Da. Mulțumim foarte mult, Oana. Pe lângă asta, Cristi m-a întrebat dacă așa faci tu... A. Da. Da. Hai, spune întrebarea până la capăt, dacă așa face cu fetele. Cristi ne întreabă dacă așa faci tu cu fetele. Câteodată. Adică câteodată. Când se ivește ocazia, ocazional. Bine, mulțumim mult. Doamnelor și domnilor. După cum v-am spus, mulțumim foarte mult, Oana Pascaru. Doamnelor și domnilor, uitați-vă bine la aceste secvențe,
Claudiu Adam într-o bună zi va fi în cele mai mari competiții din lume. Ne vom mândri cu el așa cum ne-am mândrit și cu Nadia și cu Simona și într-un film, cu Gică Hagi, Tokyo 10, Dumnezeu Tokyo 11 știe. Băia frumos e, da, talentat și este numărul 1 la așa vârstă să faci toate lucrurile astea. Bravo, Claudiule, te iubim, mulțumim foarte mult pentru această demonstrație. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Avem o altă demonstrație acum de sănătate, pentru că alături de noi vine bunul prieten al emisiunii noastre, domnul Dan Hanganu. Domnul Hanganu, bine ați venit! Bine v-am regăsit! O mare plăcere să fiu în studio alături de voi. De data asta sunt aici cu dumneavoastră, nu mai sunt prin intermediul... Una caldă, una rece, așa a fost. Una caldă, una rece. Sigur că pentru mulți oameni curele de slăbire funcționează, pentru alții nu. Ce puteți face în acest sens? Aici vreau să spun că am avut o surpriză foarte neplăcută atunci când de echipa mea de cercetare a venit și mi-a spus că, în general, curele de slăbire nu dau efecte. Este așa numitul efect de yo-yo, adică slăbești, după care revii la greutatea inițială. Și atunci au spus, uite, noi vrem să studiem împreună cu clinicile Science Med o nouă abordare. Ce se întâmplă? În mod uzual, o cură de slăbire se adresează unei singure componente. Încearcă să reducă apetitul și cantitatea de calorii consumate. Problema pe care au studiat-o colegii noștri de la Departamentul de Cercetare, de la HEMMED și de la ScienceMed, ei au constatat că de fapt este o problemă multilevel. Deci nu este implicată doar o singură componentă. Și atunci ei au venit și au descoperit, și chiar a fost o comunicare științifică anul acesta, în luna ianuarie, în care au demonstrat că, de fapt, atunci când noi suntem grași, când există obezitatea, această obezitate vine la pachet cu o serie de afecțiuni. În primul rând vine la pachet cu sindromul metabolic, după care vine la pachet cu diabetul zaharat, după care vine la pachet cu ceea ce înseamnă componenta mentală, pentru că în general o persoană care a încercat o cură de slăbire nu a avut un rezultat bun. A încercat și a doua cură de slăbire, are și o componentă mentală, nu mai are încredere în forțele proprii. Și atunci colegii noștri au venit și au spus: domne, ok, uite, haide să creăm cu ajutorul CBD-ului, pentru că CBD-ul are o aplicabilitate extraordinară pe toate aceste zone, să facem un produs care să poată să adreseze multilevel tuturor acestor probleme. Și au venit și au făcut acest produs care se numește Apetit Control, care este făcut pe baza produsului ulei ozonat cu CBD, dar în care s-au adăugat și terpene și uleiuri esențiale care se adresează tuturor celor trei componente. Deci, pe de o parte, acționează împotriva sindromului metabolic. Pe de altă parte, acționează împotriva așa numitei rezistențe la insulină. Și aici o să, nu vreau să devin foarte științific, dar ce se întâmplă atunci când avem diabet? Noi creștem cantitatea de insulină în corp. Această insulină nu face altceva decât să ia glucoza din sânge, să o bage forțat în celule. Practic, prin acest mecanism se distruge celula, pentru că celula spune că nu mai are nevoie de glucoză suplimentară, dar noi mărim cantitatea de insulină și atunci forțăm, ca atunci când metrou este plin și încerci să mai împingi 2-3 călători în metrou. Așa se întâmplă și aici. Deci, practic, se forțează introducerea de glucoză în celulă, iar celula ce face, săraca? Nu mai are altă soluție decât să transforme această glucoză în grăsime, pe care o depozitează. Această grăsime duce la acest sindrom metabolic mai departe. Sindromul metabolic este foarte cunoscut prin faptul că este hipertensiune arterială, sunt valori crescute de colesterol, sunt valori crescute pe analizele de sânge în general. E, problema majoră în cazul acestor afecțiuni, noi deja îi spunem o afecțiune, nu știu dacă ați văzut ultimele statistici, dar și Europa a depășit 50% gradul de obezitate. Este cumplit ce se întâmplă în momentul acesta. Deja sunt țări cum sunt Statele Unite, unde este de aproape 70% obezitate. Da. Deci este incredibil ce se întâmplă. Cred că este, dacă doriți, afecțiunea secolului, a omului modern, a sedentarismului. Și atunci, practic, cu acest produs se obține un lucru foarte interesant. Deci nu se obține această scădere bruscă în greutate. Greutatea se obține mai încet. Deci nu scădem brusc, scădem mai încet, dar, pe de o parte, această scădere în greutate durează în timp, deci nu mai revenim la greutatea anterioară. Pe de altă parte, vine și rezolvă problemele de sănătate, pentru că mulți nu se gândesc să slăbească decât pentru aspectul fizic. Dar esența este să rezolvă problemele de
sănătate. Deci trebuie să vii să rezolvi rezistența la insulină, să rezolvi sindromul metabolic, să-i dai omului respectiv acea liniște sufletească și acea încredere în forțele proprii și atunci rezultatele se văd. Am avut acest produs lansat în România de aproximativ 6 luni. Dar el a fost implicat în 2 studii internaționale foarte bune și vreau să vă spun că am avut rezultate în 6 luni. Deci scăderea în greutate se obține undeva între 4 și 6 luni, se văd rezultate notabile. Și aici, când spun 4-6 luni, înseamnă o scădere în greutate aproximativ 15-20% din masa corporală, ceea ce este foarte important. Așa e. Și după aproape 6 luni, după ce s-a încheiat această cură, acest studiu, persoanele respective au rămas la greutatea pe care au dobândit-o. Deci nu s-au mai îngrășat la loc. Ceea ce din punctul nostru de vedere este marele câștig. Faptul că am rezolvat și problemele de sănătate. Deci am avut în general scăderi ale glicemiei de la 180-190, undeva spre 115-120. A scăzut colesterolul și vreau să vă spun că aceste persoane sunt foarte, cum să vă spun, dinamice și foarte pline de energie. Ceea ce pentru o persoană obeză este o mare problemă. În general, persoana obeză simte acea sfârșeală, acea lipsă de energie, acea lipsă de forță vitală. Ei, practic, cu această nouă abordare multidisciplinară și multilevel, se pot obține rezultate foarte bune, sigur, așa, și împreună cu o dietă, dacă persoana respectivă dorește să țină o dietă. Foarte bine. Sport. Sportul este indicat întotdeauna. Deci, noi întotdeauna... Fără sport nu se poate. Adică trebuie să faci sport pentru sănătatea ta, nu numai pentru greutate. Pentru exact. Minte și pentru tot, fără exact. Discuții. Exact. Aici vorbim de altceva. Că la un asemenea gen de obezitate trebuie să te intervii cu că ceva. Poate sunt persoane o ordine. Care spun că iau doar așa 3 picături și gata. Și vă mai explic ceva. Sigur că trebuie să fim atenți la mâncare, că produsul ajută. Dar Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiste. Trebuie să fii puțin atent. Absolut. La... Deci, de fapt, acest produs nu ar trebui gândit ca un produs strict pentru slăbici. Dar înțeleg că are cea mai completă abordare produs. Exact. Este produsul care te sprijină. Deci este, dacă dorești un sprijin în ceea ce dorești să faci, trebuie să pui alături și mișcarea, trebuie să pui alături și un regim, dar rezultatele pe care le obții sunt de durată și te sprijină sub aspectul rezolvării problemelor de sănătate. De fapt, acesta e marele câștig al produsului. Nu atât scăderea în greutate, cât rezolvarea acelor probleme conexe, sindromul metabolic, diabetul zaharat, depresia. Practic, aici este marele câștig al acestui produs. El nu este un produs minune, că foarte multe persoane trăiesc cu impresia că așteaptă pilula magică să înghită o pastilă și să slăbească 10 kg peste noapte. Nu există așa ceva. Nu există pastila magică în domeniu. Și eu cred. Sigur că da. Da. Eu acum mai aveți un produs foarte interesant. Mai e un produs interesant pentru care n-am apucat să vorbim niciodată în România de el. Plecând de la paradontoză. Ce-i paradontoza, domnule? Paradontoza este o afecțiune care, din păcate, în acest moment afectează undeva spre 40% din persoanele trecute de 50 de ani la nivel mondial. Începe cu afecțiunea gingiei și după aceea se duce spre o afecțiune a osului. Deci, practic, este o afecțiune atât de cumplită, încât duce nu numai la pierderea dinților, ci apar fenomene foarte, foarte grave și foarte dureroase. Deci această parodontoză este un fenomen degenerativ. Deci el apare în timp și în general apare, să spunem, la vârsta de 50 de ani deja se văd niște rezultate. Cel mai vizibil este atunci când apare retracția gingivală. Deci ăsta este primul semn. Se dezgolesc rădăcinile dinților, după care trece la etapa a doua, care este cea mai dureroasă, este retracția osului și vreau să vă spun că în acest moment nu se cunoaște pe plan mondial niciun remediu care să vindece parodontoza. Ce am reușit noi să facem este uimitor și iarăși a fost un studiu pe care l-am făcut chiar împreună cu colegii de la Cluj, în România. Am reușit să obținem oprirea din evoluție. De fapt, asta este maximul ce se poate obține în lupta împotriva parodontozei. Da. Și ca mod de utilizare este extrem de simplu. El se pune un puf, două, pe periuța de dinți, se pune după aceea pasta de dinți și se periază în mod normal 3-5 minute. Da. Ei, vreau să vă spun că rezultatele au apărut tot așa undeva cam la 4-5 luni și pe de o parte s-a oprit retracția gingivală. După care nu s-au mai... pentru că aceste persoane care suferă de parodontoză sunt foarte sensibile. Imediat fac tot felul de infecții buco-gingivale și afte și tot felul de infecții extrem de dureroase. Ei, vreau să vă spun că persoanele pe de o parte n-au mai avut nici acele sângerări gingivale, pentru că persoanele care au parodontoză au gingile foarte sensibile și la periaj au sângerare. Lucru foarte interesant este că acum, după un an și jumătate,
Deci studiul s-a încheiat atunci, dar noi am continuat să ținem legătura cu participanții la studiu și am constatat două lucruri foarte interesante. Nu numai că s-a oprit retracția gingivală, a început să se regenereze gingia. Deocamdată ne e teamă să spunem acest lucru pentru că ne-ar sări în cap toți colegii medici. Sunt dar convins. Noi am văzut în 8 deci cazuri... Deci respectăm toți doctorii și toate soluțiile, dar este, este un studiu și o cercetare, da, care trebuie luată în seamă. Nu este făcut pe mii de pacienți așa cum se cere pentru un studiu recunoscut pe plan mondial, dar pe pacienții pe care noi am văzut această regenerare a gingiei nu ne-a venit să credem, pentru că noi eram foarte convinși că produsul oprește din evoluție această parodontoză. Nu am crezut sincer, nici noi ca producători, că se poate obține regenerare. Și aici este, dacă doriți, unul dintre marile merite ale CBD-ului. Pentru că CBD-ul este cel care este responsabil în organismul nostru de ceea ce înseamnă regenerarea celulară. Practic, noi producem în permanență celule stem în organism, iar activarea acestor celule stem, care sunt celule nediferențiate, o face sistemul endocannabinoid, respectiv CBD-ul. Și atunci CBD-ul este cel care poate să asigure regenerarea nu numai în cazul gingiilor. Noi avem produse foarte interesante care se bazează, chiar este o gamă de produse care se numește Regen. Avem un produs care deja este, cred că e cel mai bine vândut produs în lume al nostru. Este Brain Regenul, care se ocupă de regenerare neuronală, îmi cer scuze. Mai avem acum două produse pe care le vom lansa, probabil în maxim 10 zile, unul care se ocupă de regenerarea la nivel respirator și luptă împotriva efectelor, dacă doriți, ceea ce rămâne după afecțiunile respiratorii, inclusiv după nenorocitul acesta de coronavirus. Așa este. Da? Deci luptă împotriva efectelor de durată care rămân în urmă, da, regenerând inclusiv plămânul. Și mai este încă un produs pe care... Deci este un, practic, este tratamentul medical, este ajutat de exact tratamentele dumneavoastră. Exact, este bine ca aceste... ele nu interferă cu medicamentele. Să nu înțeleagă cineva că noi suntem împotriva medicamentelor. Nu, trebuie evident urmate protocoalele medicamentoase, dar în partea de recuperare este esențial să încerci să regenerezi celulele distruse, țesuturile distruse. Asta face, apropo, și eventul legat de parodontoză, da, despre care vorbeam. Acest lucru face și Medozon Parodontul pentru ceea ce înseamnă gingiile și lupta împotriva parodontozei. Și un produs iarăși foarte interesant este legat de articulații, pentru că articulațiile, pe măsură ce avansăm în vârstă, ele suferă un proces normal de îmbătrânire și degradare. Vreau să vă spun că se numește Artroregen acest produs, care urmează să fie lansat în România. El a fost lansat deocamdată doar pe piața externă, dar îl vom lansa probabil în maxim 10 zile și în România. Felicitări. Care are un rol foarte important în ceea ce înseamnă regenerarea articulațiilor distruse, inclusiv a lichidului sinovial. Iarăși un studiu foarte interesant, poate nu avem timp acum să abordăm, poate într-o emisiune viitoare vom detalia mai avem 2 minute cremă și de asta. Picături? Poftim? Ele toate sunt sub formă de picături, pentru că acest CBD este un produs ozonificat, deci ceea ce avem noi, brevetul de invenție mondial, este ozonificarea produselor pe bază de CBD și noi am încercat să construim toate aceste game de produse folosind ca bază ulei ozonat cu CBD, la care am adăugat niște uleiuri esențiale și niște terpene în așa fel încât să obținem un efect sinergic, deci să multiplicăm de câteva ori efectul unui produs simplu sau dacă ai luat produsele separat unul câte unul. Și rezultatele sunt foarte încurajatoare și ce este foarte interesant legat de acest CBD. Vreau să vă spun că tocmai a fost legiferat pe plan mondial, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut efectele benefice pentru sănătate ale CBD-ului și în acest moment, în toată lumea, CBD-ul se poate vinde fără niciun fel de restricții, așa cum a fost până acum câțiva ani, când în mod eronat era considerat, pentru că el se extragea din cânepă, era considerat un posibil drog. În momentul acesta, OMS-ul, Organizația Mondială a Sănătății, a spus CBD-ul nu este drog, poate fi folosit pentru... Foarte interesant. Da. Atunci pentru că lumea când aude chestia asta de cannabis, s-a creat o impresie falsă mult... că este, adică se știe ce se poate face, dar se pot face și tratamente foarte importante. Deci, ceea ce e concluzia și dacă doriți, este o confuzie care a fost câțiva ani în mediul acesta, media în special, era confundat CBD-ul cu THC. THC-ul este tot o componentă a cannabisului și acest THC are această componentă psihoactivă. Vreau să vă spun că noi produsele noastre avem THC 0. Deci noi eliminăm, prin procesul nostru de fabricație, THC-ul este 0 în produsele noastre. Noi ceea ce avem este CBD. CBD-ul este componenta bună pentru sănătate. THC-ul este componenta psihoactivă pe care noi o eliminăm.
domnul Hanganu, felicitările mele. După cum știți, domnul Hanganu întotdeauna vine cu informații foarte documentate, vine cu o cascadă de informații foarte importante pentru sănătatea dumneavoastră, niște remedii pe care cu siguranță le luați în seamă în momentul în care căutați să vă găsiți sănătatea sub toate aspectele. Mergeți la doctor, dar atenție mare că au apărut lucruri extraordinare. Felicitări, domnule Hanganu. Vă mulțumim pentru invitație și cu mare drag mai participăm la noastră, pentru că și avem multe lucruri de spus. Și mă bag la test data viitoare. Data viitoare. Cu certitudine. Da, cu doamnelor certitudine. Și domnilor, domnul Morris, o să vedeți ce îi se întâmplă data viitoare. Domnul Hanganu, mulțumim. După o scurtă pauză, avem multe surprize până la final. Da, doamnelor și domnilor, avem multe lucruri importante acum de văzut. Avem o lansare de carte foarte spectaculoasă, dar mai întâi vreau să-l văd pe domnul Iulian, să văd ce face domnul Iulian la mare. Puțină găteală. Ia să vedem găteala. Poftiți, domnul Iulian. Bine. La muncă, ca de fiecare dată sunt acest eveniment minunat și astăzi am pregătit niște preparate. Avem preparate sănătoase în data aceasta, avem gustul copilării, avem un cașcaval fane. Astăzi sunt doar preparate congelate pe care le pregătesc aici. Avem această fasolică verde îmbrăcată în bacon și iar aceste minunății, îmi cer scuze de fiecare dată. Păi Iuli, la cămașă trebuie... Păi ia zi mă, Iuliane, cum le faci? Că vrea lumea să știe acasă. Uite că asta e această rasetă. Deci... O să facem un preparat imediat. Bineînțeles, microplante. Mă, nebunii cu microplantele astea. Ce să facem? Așa, mai departe. De frigărui senzaționale, de pui. Așa. Și aici am pus dovlecel, ardei gras, ardei iute, piept de pui. Da. Așa. Okay. Nelipsitul ardei cu ulei. Nelipsita sare. Puțină coajă de lămâie. Ia uite-vă, Morise, i-a pus și la mâine. Păi da, mă, Iuli, dar fără cămașă trebuie că ești la mare, să se vadă bisturiul ăla altfel. Ești este de oameni aici. Feng Shui, așa trebuia, păi cum? Ia să vedem. Să mă pierdeți? Da, întrebarea dacă mai ești, că nu știam dacă ești pierdut între fetele alea de acolo. Da, sunt. De fiecare dată sunt prezent. Așa. Dragilor, un preparat senzațional, un preparat foarte rapid de făcut. Bun pentru regim, bineînțeles, că azi dimineață am fost și am alergat. Grătarul spârâie și ca să finalizăm... niște ardei iute de grătar. Astăzi sunt preparate făcute la grill, mai simple, mai... Domnul Morris, pentru tine, dacă vrei, am niște mici. Broccoli, nu, eu vreau broccoli. Eu vreau broccoli. Vrea... Mă duc pe plat să țin culeg. Broccoli, eu vreau broccoli. A zis că vrea broccoli de berbecuț cu vită împreună. O chestie senzațională. Mamă, ce sfârșit. Burgeri, mici perci. A, o nebunie, cred. Bun de tot. Senzațional. Senzațional, Cristi, juri. Deci, fantastic. Cred că am făcut azi 1000 de bucăți din astea. S-a bătut lumea pe ei. A devenit moda asta și am mâncat vegan, am mâncat sănătos și au prins foarte, foarte bine. Apoi, cum e treaba în emisiune? A, stai liniștit, băi! E cald, soare, au venit niște invitați, vor și ei să mănânce. Hai, lasă... Auzi, dar cine a mai dansat astăzi? Dacă n-am fost în emisiune, cine a dansat azi în locul meu? Azi în locul tău? Nu poate să danseze nimeni ca tine. Te așteaptă lumea, aveam niște invitați mai devreme care vreau să facă un dirty dancing cu tine. Mâine și de luni sunt al vostru. Da. Promit că nu... Când avem un dirty dancing, te chemăm și pe tine. Chiar și pe ritmuri populare, că am văzut că ești bun la dansuri populare.
Da, mă bag, mă bag. Da, foarte bun hamburgerul de ciuperci, felicitări pentru el. Cred că e o nebunie. Merge cu niște CTB de la domnul... Promit că mă aduc, promit că mâine când mă întorc la București, mă aduc, promit. Am înțeles. Hai să te văd cu hamburgerul, că altfel ai lăsat risotto ăla cu patru feluri de brânză, care era moartea dietei. Mai vin, nu știu, cu o ciupercuță, ceva, mai o sălătună, o treabă, da? Senzațional, senzațional. Mulțumim foarte mult. Astăzi, da? Făcut pentru prima dată în România, top șef măcelar. Am înțeles. Concurs la nivel național, senzațional. Trebuie să vedeți ce piese s-au scos din anumite vite, animale, oaie, porc, senzațional. Deci da, astăzi chiar sunt niște români foarte talentați. Doamnelor și domnilor, sunt bine la măcelari. Mulțumim foarte mult. A fost Iulian de la Mare. Ne vedem și mâine cu domnia sa să vedem ce mai pregătește. Mergem acum... Băi, asta e emisiune de cultură, bă. Nu numai de mâncare, da? Uitară! Și un strudel să facă. Da, de post sau de ciupercă. Hai să vedem acum, mergem, ne întâlnim, doamne și domnilor, cu Marina Almășan, care astăzi se află la o nouă lansare de carte. O vedem pe Marina, ca de obicei, plină de flori la lansare. De data aceasta însă, Marina nu mai scrie despre destinații turistice așa cum ne-am obișnuit și m-am obișnuit că am și fost alături de ea la lansări, ci de data asta Marina oferă o felie de, din viața ei. Pentru că vorbește despre viața ei, despre faptul că unul dintre cei mai impresionanți cântăreți de folk ai României a fost jumătatea ei și de acolo s-a născut o poveste care merita spusă așa cum Maria știe, Marina știe să facă. Bun găsit, Marina, și felicitări! Bun găsit, Cristian, ție și telespectatorilor, și să știi că sunt foarte tristă. Este prima lansare din cele 15 ale mele la care lipsești. Nu este adevărat. Sunt prin intermediul camerei alături de tine. Trimit buzduganul, cum ar fi, camera și toți sunt acolo. Ah. Am o carte pentru tine, o țin în mână aici ca să o vezi, ți-o voi da când ne vom întâlni. Este cartea mea de suflet și este cartea pe care am scris-o trecând prin cele mai puternice dureri ale facerii, dacă pot să spun așa. Pentru că, practic, mi-am pus sufletul pe masă. Am simțit nevoia ca cei care l-au cunoscut pe Victor, cei care mă cunosc pe mine și cei care au fost așa părtași la colaborarea și apropierea noastră de 16 ani, să afle cam cum s-a întâmplat viața noastră de familie, cât de frumos a debutat, cât de spectaculos a curs și cât de trist s-a sfârșit. Marina, de ce ai simțit nevoia să intri într-o zonă? Tu, în general, ai vorbit despre experiențele tale văzând lucruri. De data aceasta te-ai întors către tine. De ce ai simțit nevoia să intri în această felie de viață alături de Victor Socaciu? Deși am fost foarte supărată când ne-am despărțit și tu știi bine, pentru că am fost la emisiunile tale și am plâns inclusiv pe umărul tău, în momentul în care Victor a plecat, s-a întâmplat un reset în mine și toată supărarea asta a făcut loc unui șuvoi de amintiri care m-au năpădit și care pur și simplu m-au luat așa, m-a luat un val și am simțit nevoia ca toate aceste emoții să le descarc prin intermediul acestei cărți pe care o dedic fiului meu. Peste două zile Victor Junior împlinește 25 de ani și am vrut ca citind această carte să afle detalii pe care poate atunci când eram toți o familie, el fiind mic la acea vreme, poate nu le-a observat, poate nu le-a dat importanță. Aș vrea să știe că în pofita foarte multe lucruri rele care s-au scris în presa ultimilor ani, să știe că el a fost este copilul născut dintr-o iubire adevărată și că a crescut într-o familie foarte frumoasă. Va rămâne și el, așa cum voi rămâne și eu, întrebându-ne amândoi, poate toată viața, cum anume s-a putut de s-a ajuns în acest punct în care noi ne-am despărțit. El nu mai este tatăl. Și prin această carte practic am vrut să am un punct clar
puteam continua viața de aici înainte. Pentru că chiar și nevorbind 10 ani cu Victor, fiind supărată pe ceea ce s-a întâmplat, negăsindu-i circumstanțe atenuante, acum vreau să privesc înapoi cu îngăduință, să admit că oamenii sunt și cu bune și cu rele, că am avut această bucurie de a trăi ani frumoși lângă el, că am avut puterea de a depăși ultimii ani de după boala lui, care au fost ani cumpliți, scriu despre ei în carte, și că acum pot să vorbesc cu seninătate despre relația noastră, pentru că acum nu mai încalc nicio normă de conduită socială, ca să zic așa, adică nu mai vorbesc despre bărbatul altei femei. Acum Victor nu mai este bărbatul nimănui, este artistul pe care îl iubește, l-a iubit o țară întreagă, este bărbatul care a lăsat în urma lui lume îndurerată și putem acum să ne exprimăm dragostea față de el și prețuirea toți la oaltă. E adevărat. Marina, pe de altă parte, lumea trebuie să știe că ați avut o poveste de iubire care a început, ca să zic, spectaculos, furtunos. A debutat chiar cu apariția acestui băiat extraordinar, și anume Victor, băiatul tău, care este o mândrețe de băiat, deștept, echilibrat. E pe aici, să știi. Da. Dacă o să mă audă... E pe aici, prin sală. Da. O să mă audă la reluare, cum am vorbit. Pe de altă parte, a fost momentul în care Victor a trecut printr-o mare răspântie a vieții, seniorul, și tu ai fost alături de el ca femeia din jumătatea lui, dar și un sfârșit care pentru tine a fost inexplicabil. Pentru cei care vor căuta cartea, relatează-mi sau dăm câteva elemente din, sau două sau trei elemente din acest puzzle. Așa arată. Așa arată, ceasul iubirii. Despre iubire se vorbește așa, dar dăm două sau trei amănunte fapte de viață care îi vor face pe oameni să meargă către carte, dar să și înțeleagă mai bine tabloul acestei felii din viața ta. Voi spune așa. În carte vorbesc despre lucrurile frumoase din familia noastră, despre întâmplările firești, dar și întâmplările surprinzătoare pe care le-am trăit împreună, și le leg pe toate de cântecele lui Victor. Cititorii vor avea surpriza să afle în ce fel s-au născut melodii pe care le fredonează, și vor afla cu surprindere că, nu știu, cântece precum Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proștii, s-a născut într-o bucătărie de bloc în timp ce eu găteam la aragaz, iar Victor era lângă mine cu chitara și mă întreba: e, ce zici, îți place, cum facem, mergem cu cântecul ăsta, ne oprim? Deci fiecare poveste din această carte are o dublă componentă. Ne reamintește melodiile sale și ne povestește lucruri legate de nașterea fiecăreia dintre ele. E și un capitol trist la sfârșit în care povestesc despre prăpăstii. Apropo de în care am căzut amândoi și... Da, vreau să te întreb... Cristi, te rog frumos să nu te superi pe mine. Uite-te ce e în jurul meu. Sunt, cred că, 300 de oameni care așteaptă să pornim evenimentul care este programat pentru ora 5, însă de dragul tău am fost de acord să-l amân puțin ca să ne vorbim. E bine că suntem încă în sfertul academic. O ultimă mică întrebare. Poți să înțelegi acum de ce oamenii se pot schimba? Sau pur și simplu așa sunt ei de la bun început? Nu știu, e greu de spus. Cu siguranță în acest caz un rol greu l-a jucat boala lui Victor și felul în care l-a transformat. Probabil că și eu am devenit hiperprotectivă, iar el, iubind foarte mult libertatea, a fost, nu știu, s-a simțit foarte încorsetat. Eu eram veșnic pe urmele lui și aveam grijă de el ca de oul de aur, cum am mai spus. În fine, eu nu vreau să dezvolt, pentru că totul se află în carte.
Ce rost mai are cartea dacă o povestim la televizor? Eu te îmbrățișez și mulțumesc foarte mult, și te iubesc și te rog să o îmbrățișez pe Oana și pe băiatul vostru minunat și să vă iubiți precum în primele capitole ale cărții mele. Mulțumim foarte mult, Marina, felicitări. Nu te mai ținem, te rog frumos, știu că ești punctuală ca întotdeauna. Mult succes, felicitări pentru această carte și abia aștept să povestim despre ea și în alte dăți. Toate bune, mult succes, Marina, felicitări pentru carte. Noi ne întoarcem după publicitate. Bună ziua, bună ziua, mă tot uit la ceas și îmi dau seama că trece atât de repede, Dumnezeule. Acum e dimineața, acum e prânz, acum e seară și mâine de la capăt. Și ce ne facem cu timpul ăsta că trece atât de repede? Lângă mine un expert în astrologie, Cerasela Pere, bun venit! Bine te-am regăsit, Oana. Este omul care ne va elucida în materie de timp, pentru că îmi spunea Cerasela că putem cu ajutorul timpului să ne ordonăm viața, putem să devenim mult mai fericiți, mult mai bogați, mult mai prosperi și mult mai sănătoși. Ia să vedem puțin ce înseamnă timpul ăsta și cum putem noi să-l facem să lucreze în favoarea noastră. Dacă ar exista o magie pentru timp, cu siguranță că oamenii ar merge la un astfel de curs, pentru că... La timpolog. Da, exact. Așa? Pentru că este o mare provocare să te poți împărți, să fie echilibru în toate aspectele vieții. Și mulți se întreabă dacă, într-adevăr, timpul este diferit față de ceea ce a fost când eram tineri sau în prima parte a vieții, dacă s-a întâmplat ceva cu timpul sau cine a furat timpul. Cine a furat timpul, da, bună întrebare. Și din fericire există un răspuns. În general, femeilor, bărbațile fură timpul, da, le pun la treabă, du-te încolo, fă una, fă alta și uite așa o femeie rămâne fără timp, dar se pare că și bărbații au aceeași problemă. Și copiii au aceeași problemă. Și Tudor, băiețelul nostru, îmi spunea că nu mai știe ce să facă, că parcă nu mai are atât de mult timp să le facă pe toate câte și-ar dori. Sigur, în aspirația asta ca noi să reușim să le facem pe toate bine, ar fi minunat să știm dacă există o baghetă magică și asta ar putea să fie undeva în univers s-o găsim, pentru că e un moment în care realizăm că nu suntem singuri, da, în univers și că există acum această șansă ca noi să folosim cunoașterea Universului într-un mod mult mai concret. Cum adică? Cum facem noi asta? Așa cum face și natura. Dacă ne gândim cât de eficientă și cât de prosperă este natura, că în fiecare anotimp noi ne bucurăm de anumite beneficii din partea ei, primăvara, viața renaște și este momentul în care totul, natura o renaște și noi la fel. Și există această expresie că ceea ce faci primăvara, vara îți cumperi căruță și, nu, iarna îți cumperi sanie. Așa. Există un timp perfect pentru orice. Unde găsim acest timp? În această ciclicitate a timpului pe care natura o manifestă absolut în jurul nostru și este momentul să ne dăm seama care este momentul perfect pentru a face un lucru. Iar ideea de timp este acum pentru noi o formă de a ne transforma modul în care ne stabilim obiectivele. Fiecare își face un checklist, da? Fiecare își dorește să facă anumite lucruri, doar că avem două variante. Varianta grea, în care ne luptăm de unii singuri ca să reușim ceea ce ne dorim, sau putem găsi soluții mai ușoare în care putem să folosim energia timpului care ne ajută să obținem mult mai ușor ceea ce ne dorim. Și uite, cum o să-ți facem? Dau un exemplu. Cum facem, da. Da. În noua energie a timpului pe care noi acum învățăm să lucrăm cu ea, știm că cele 12 zodii nu sunt doar niște tipare cosmice moarte. Noi putem să folosim aceste arhetipuri zodiacale ca făcând parte din ceasul cosmic. În momentul în care avem echinocțiul de primăvară, este începutul anului cosmic
Și noi aici pe pământ, primul ciclu este al berbecului. Este momentul în care noi ne putem reinventa personal și momentul în care tu poți să dai startul cel mai bun moment unei afaceri. Practic, când este ciclul berbecului? Este de, exact de pe cât pe cât? Pentru 21 martie, 21 aprilie. Bun, adică noi fiind acum, să zicem așa, perioada care a trecut a fost bună pentru ce? Ce ar fi fost bine să facem noi toți în perioada care tocmai a trecut? Suntem acum la al doilea ceas, cum ar fi, suntem în sezonul taurului și ca să dăm așa o ordine cronologică, în berbec este un moment extraordinar pentru reinventare personală. Deci a fost un moment bun pentru reinventare personală. Până așa. Pe 20 aprilie a fost timpul berbecului. Cine a făcut-o, a făcut-o, cine nu să țină minte pentru la anul. Exact. Bun, acum suntem în zodia. Acum suntem în timpul sau în sezonul taurului până pe 20 mai și suntem într-un sezon cu două eclipse, deci este un moment foarte, foarte intens și puternic. Timpul taurului este legat despre cum să-ți construiești proiectul profesional, cum să-ți dezvolți condițiile materiale, financiare și relaționale de care ai nevoie pe parcursul anului. Deci dacă vrei să-ți crești prosperitatea, așa. Dacă vrei să reușești să transformi proiectul tău într-o afacere funcțională care să obțină rezultate, așa, financiare, acum e momentul. Acum este un moment foarte bun. Și nu doar pentru zodia taurului, ci pentru noi toți. Pentru, da? Deci noi indiferent toți. Când v-ați născut și în ce zodie sunt. În această perioadă e bine să vă consolidați și să vă reinventați profesional, corect? Sigur că da, deci aici depășim zodiile, aici vorbim despre ciclicitatea timpului și toți putem să ne raportăm la aceste perioade, indiferent de zodia în care ne-am născut. Bun. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că dacă ești taur sau dacă ai planete în taur, cu siguranță că ești mult mai activat, ești mult mai... Deci e și mai bine. Este și mai bine. Uh-huh. Așa că fiecare poate să-și ia din această informație acele aspecte pe care știe că le poate folosi mult mai rapid. Bun. Și să trecem mai departe. Ciclul gemenilor, care este în ce perioadă? Este în perioada 20 mai până pe 20 iunie, până la solstițiul de vară. Ok. Este perioada în care noi putem să dezvoltăm comunicarea. Deci dacă în perioada berbecului am început o afacere, ca să dau un exemplu, da, în taur am transformat-o într-o structură productivă. Într-un business de într-un succes. Într-un business de succes. Da. În perioada gemenilor, este cel mai bun moment să știi să găsești nișa de client, să identifici oamenii care au nevoie de produsele tale și ai cel mai bun feeling să simți cum ar trebui să comunici cu oamenii. Dar nu numai atât, să presupunem că în martie v-ați angajat sau ați schimbat jobul, nu? În mai consolidați poziția, exact, și iată în iunie să comunicați mai bine cu șefii, cu colegii, cu partenerii de business, de job, nu? Se poate aplica în funcție de poziția în care se află fiecare. Exact. Dacă ești angajat, sigur că poți să adaptezi, dar un mare avantaj au cei care sunt freelanceri, care sunt antreprenori, pentru că aici este nevoie de foarte multă adaptabilitate și ai nevoie, într-adevăr, să lucrezi în parteneriat cu cine? Cu energia Universului, ca să fii mult mai puternic, să ai mult mai multă energie și chiar ghidare. Eu zic să ne ocupăm și de cei care au joburi stabile, pentru că nu toată lumea e făcut pentru afaceri, nu toată lumea și chiar nu cred că e un moment bun să se apuce acum toată lumea de afaceri, că nu mai muncește nimeni, toată lumea visează să facă bani. Nu cred că ăsta e obiectivul general, nu? Deci să ne și păstrăm locul de muncă, să ne consolidăm pozițiile, sigur, și job-ul. Adaptăm în funcție de statutul pe care îl avem, dar cu siguranță că în perioada gemenilor, da, ai posibilitatea să-ți dezvolți foarte mult relațiile, atât cu colegii cât și cu șefii, da? Pentru că ai o intuiție mult mai bună relațională și capacitatea ta de a transmite informații, de a selecta informațiile care sunt cele mai potrivite să le transmiți, dar este mult susținută de contextul energetic. Bun. Următoarea perioadă.
Și din, de la gemeni la rac, noi trecem practic în sezonul, în anotimpul verii, care prin excelență este un timp al prosperității. Racul de când e, exact? Racul 21 iunie, 20 iulie. Uh-huh. În această perioadă, după ce în ciclul primăverii am mutat munții din loc, da, am dat drumul la o idee profesională, am căutat să obținem rezultate financiare, am învățat și cum să comunicăm cu lumea, în RAC este timpul să ne refacem energia, să căutăm să intrăm într-o stare maxim de energie pentru ca să putem să o luăm de la capăt. Este cel mai bun moment pentru a-ți pune la punct viața personală, da, să te echilibrezi interior și să reconstruiești acea bază interioară care să-ți dea forța să ieși din nou în social și să poți performa. Mai departe, trecem la perioada leului, 20 iulie, 20 august. Suntem, deci, în miezul verii și arhetipul leu este despre succes, este despre creativitate. Este un moment în care oamenii se simt inspirați să se redescopere pe ei înșiși și e un moment în care se face un fel de shift. Ai o putere deosebită de a te reinventa din nou și de a găsi noi soluții la creative, dar la ceea ce faci. Este un moment foarte bun de a găsi soluții pentru a avea succes social. Bun. Mai departe. Sigur. Suntem curioși cum ne merge tot anul. Sigur. Și în, ce trebuie să facem? În sezonul Fecioarei, 20 august, 20 septembrie, încheiem perioada verii și după ce în RAC ne-am pus masca de oxigen, da, și ne-am refăcut bateriile, în leu ne-am redescoperit și am găsit o nouă formulă creativă despre cine ești tu și cum să restartezi ceea ce faci. Mai departe, în Fecioară este vorba despre reorganizare. După ce aproape 6 luni de zile, de la echinocțiu de primăvară până la echinocțiu de toamnă pe 21 septembrie, tu ai acumulat experiență. Ai plantat sămânța primăvara și acum toamna este timpul recoltei. De aceea, timpul Fecioarei este foarte bun pentru reorganizare, pentru a face o curățenie, de a selecta ce este rău, deci neghina de grâu, și de a trage linia, de a vedea cum poți să reorganizezi tot ce ai construit în primele 6 luni ale anului, pentru a putea să dai un restart în următoarele 6 luni, deci pe finalul anului. Vorbim și despre situații de viață sau doar despre muncă? Până acum am vorbit despre muncă. Vara asta nimic, nu știu, întâlniri, amor, situații, căsătorii, nu știu. Sigur că noi putem să adaptăm numai aceste... Numai muncă. Ce facem? Da, dacă ar fi să facem o organizare pe toate aspectele vieții, un timp minunat pentru relații este perioada racului, da? Este perioada începutului verii. Și perioada leului, la fel, care are conexiune cu iubirea. Putem să introducem și perioada balanței și a scorpionului pentru noi relații și în scorpion pentru parteneriate sacre. Putem să adaptăm în funcție de nevoile noastre, dar aici este un secret al timpului. Dacă primăvara este o perioadă foarte bună pentru a te focusa pe creștere profesională, așa, vara pe creșterea prosperității, toamna este cel mai bun moment pentru creștere relațională. Uh-huh. Pentru că acum trecem la balanță, este cel mai bun moment în balanță să îți extinzi cercul social, de a dezvolta noi colaborări și, bineînțeles, și în relația de cuplu, da, dacă ești deschis către a cunoaște pe cineva, există un câmp foarte favorabil în această privință. Și balanța este un start practic al toamnei în care relațiile sunt la putere. Uh-huh. Mai departe, în scorpion, este o perioadă în care putem să focalizăm energia foarte mult pentru a depăși anumite blocaje interioare care te-au împiedicat să-ți atingi obiectivele. Și de asemenea, scorpionul este foarte bun moment pentru a atrage oamenii cu care poți să ai
parteneriate profunde, asumate, responsabile și în plan social, profesional, dar și în plan personal, relațional, în relația de cuplu. Și am ajuns la timpul săgetătorului cu care cam încheiem perioada ciclului anual, da? Pentru că săgetătorul este în intervalul 20 noiembrie 20-21 decembrie. În această perioadă este cel mai bun moment, relațional vorbind, să îți găsești modele, mentori, oameni pe care să-i urmezi, de la care să înveți și cu ajutorul cărora să poți să faci o schimbare în modul tău de gândire. De asemenea, săgetătorul fiind pe finalul anului, este un moment excelent pentru a-ți stabili strategia viitorului. Ce vrei să faci în noul an? Și ne apropiem de solstițiul de iarnă, încheiem anul și mai avem trei perioade care reprezintă începutul noului an. Ciclul iernii este o perioadă foarte bună pentru autotransformare. Dacă ne uităm și la natură, da, în timpul toamnei, energia din frunze, flori, da, se retrage în tulpină, apoi în rădăcini și întreaga viață, da, se focalizează acolo în pământ pentru a se regenera. Așa și pentru noi este un moment de a ne reconecta cu noi înșine și de a descoperi care sunt noile noastre scopuri, idealuri. Și e un moment foarte bun de pregătire în perioada iernii pentru a da startul în primăvară. Și mai exact, în perioada Capricornului, din 20 decembrie până pe 20 ianuarie, da? Este un moment extraordinar de bun pentru a-ți seta obiectivele, pentru a te clarifica ce este mai important pentru tine și să-ți prioritizezi lucrurile cele mai importante. Acest concept ca tu să lucrezi cu obiective este un mod foarte puternic de a-ți trăi viața la potențial maxim. Dacă tu nu știi ce vrei, nici energia nu vine către tine, da, să te ajute. Și trecem la vărsător, care este între 20 ianuarie, 20 februarie. Este perioada în care cel mai bun moment pentru inovație, de a găsi formulele cele mai creative pentru ca obiectivele tale să poată să fie realizate cât mai ușor. Aici este nevoie de o schimbare, pentru că în anul anterior tu ai avut un anumit mod de a face lucrurile, da, care te-au condus la anumite rezultate. Arhetipul vărsătorului este asociat cu genialitatea, cu savanții, cu oamenii creativi, inovatorii, pionierii. Și ne ajută foarte mult, din acest punct de vedere, perioada vărsătorului, să găsim soluții geniale, da, la problemele vieții noastre și, de asemenea, să ne atingem obiectivele într-un mod mult mai eficient în anul respectiv. Și am ajuns la ultimul timp din ciclul creației, respectiv timpul... Eu sper ca măcar în luna aceasta să spună că ar trebui să dormim și să ne odihnim. Da. Că n-am avut vacanță, n-am avut nimic. Adică în fiecare lună ne-ai tot pus la muncă. Da, ne focusăm pe un anumit fir, dar lucrurile pot fi mult mai nuanțate. Dar cu siguranță e important să ne dăm seama că există un plan, există o ordine și că energia ne ajută în anumite momente mai mult ca oricând. Și dacă tot ai spus de odihnă și de regenerare, da, în ultimul ciclu al anului solar, da, este timpul peștilor, este un moment foarte bun pentru a te elibera de bagajul vechi și de a intra din nou într-un proces de renaștere. Moarte și renaștere, pentru că viața fără moarte nu poate să evolueze. Și timpul peștilor este un moment foarte bun să renunți la credințele vechi. E o restructurare a gândirii, o eliminare a lucrurilor care te-au ținut pe loc și te-au blocat. Și este momentul, apropo de relaxare, în care e o relaxare activă, pentru că te conectezi la idealurile, la visele tale. Să-ți dai voie să visezi într-un sens pozitiv. Este o putere care îți permite, de fapt, să-ți dai seama
că există infinite posibilități pentru ca tu să fii fericit și pentru ca viața ta să poată să meargă pe o treaptă și mai înaltă decât în anul anterior. Da, deci de lucru avem, doamnelor, domnilor. În concluzie, timpul ăsta poate lucra pentru noi atunci când știm să punem ordine și atunci când știm clar în fiecare lună ce avem de făcut, da? Da, este un algoritm. Nu ne apucăm de tot odată și nu facem nimic. Fiecare lună ar trebui să aibă o prioritate. Exact, asta este puterea timpului. Faptul că există un timp perfect pentru orice. Până la urmă sunt 12 perioade în care știi că ești ajutat, susținut, da? Să-ți activezi cel mai mare potențial al tău de evoluție. Și mai este un aspect. Tu aplici o tehnică înaltă, pentru că tu o lună de zile te focalizezi pe un obiectiv pe care ți-l pui la punct, scoți maxim din ceea ce poți face și restul anului, practic, tu ți-ai setat, ți-ai programat viitorul. Și pentru a fi și mai clar, distinția dintre timpul fizic, în care tu singur îți stabilești ce este important și prioritar pentru tine, tu faci această evaluare la nivel individual, da? Tu îți stabilești ce este mai important pentru tine și prioritizezi. Dar tu faci pe cont propriu. În momentul în care tu prioritizezi, ținând cont de când este timpul perfect pentru un anumit obiectiv, tu îți multiplici puterea, pentru că în această situație tu faci 50%, adică tu îți stabilești clar ce vrei, iar restul de 50% face universul. Așa să fie. Un gând frumos ardes.ro are pentru Cerasela, astrologul nostru de astăzi. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, dăm legătura în studioul numărul 1. Pentru publicitate. Despre vacanță, despre unele, despre altele. Doamnelor și domnilor, concursul VIP, dar cine a fost câștigat destul de repede, pentru că cineva a recunoscut și a câștigat un aparat de masaj foarte bun, că în imaginea de mai jos, domnul cu pricina, care a deținut o funcție foarte importantă în stat, deja aceasta e soția lui, la cununia religioasă, e vorba despre, evident, uitați-vă mustăcioara lui Panacorbului, nimeni altcineva decât... Decât? Președintele Emil Constantinescu, doamnelor și domnilor. Iată-ne. Președintele României în anii 1996-2000. Mă rog, domnul Zaraci, că a purtat, a fost acobit. De ce premiu e? Jumate-jumate. Aparat de masaj. Să vină. A câștigat Laura Daniela Istrate, care a spus că este domnul Emil Constantinescu. Felicitări, Laura. Noi continuăm cu concursul și cu premiile, doamnelor și domnilor. Până atunci însă îl avem pe Alin Oprea, care a sărbătorit 3 ani de iubire completă. A mers undeva într-un loc foarte frumos. Vrem să știm ce s-a întâmplat. Te pup, Alin, bine ai venit, Hristos a înviat. Trandafirul este la firida ta în spate, îl văd. Și acum te rog să-mi spui ce ați făcut, măi porumbeilor, de ziua voastră. Adevărat înviate, salut Cristi, salut întreaga echipă și bineînțeles pe toți telespectatorii voștri fideli. Mă bucur să fiu din nou în direct cu voi, chiar dacă online așa și nu în platou, deși mi-aș fi plăcut să fiu în platou, însă de-abia ne-am întors dintr-o excursie frumoasă, o vacanță frumoasă pe care ne-am dorit-o foarte mult și am simțit-o foarte mult, pentru că, iată, am împlinit 3 anișori din momentul în care această frumoasă relație, această poveste de iubire pe care am început-o noi doi, Medana și cu mine, am împlinit 3 anișori. Bun, cine cui a făcut surpriza, cum a fost, povestește-mi puțin să intrăm în detalii, nu? Am considerat că e un eveniment foarte important și sentimental foarte important pentru noi și atunci am hotărât de comun acord să ne facem reciproc această surpriză. Nu a venit nici eu neapărat cu ideea, nici ea, deși ea are idei mai multe ca mine și cunoștințe geografice și geopolitice mai serioase. Așa că
locurile în care au fost alese de ea și m-am bucurat foarte mult pentru că, într-adevăr, am vizitat locuri extraordinare. În afară de faptul că ne vedeți acolo pe plajă, sigur, ne era foarte dor de soare, ne era foarte dor de o mare curată, ne era foarte dor de un soare cald și primitor, așa cum, din păcate, la noi abia acum ușor începe să apară și să avem și noi o climă, într-adevăr, primăvaratică. Am forțat cumva în întoarcerea asta la vară și am stat puțin pe plajă, dar așa cum ne place nouă foarte mult, întotdeauna acolo unde ajungem vizităm cele mai importante locuri, locurile care au scris istorie, citim și învățăm despre locurile în care am fost, pentru că nu e așa, o vacanță nu înseamnă doar să mergi și să stai pe plajă, înseamnă să înmagazinezi anumite informații și anumite lucruri pe care trebuie să le știi și e frumos să le știi despre locurile pe care le vizitezi. E foarte frumos unde ați fost. Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă în ziua cu pricina, în ziua aniversării, în afară de aceste patru portocale pe care le văd în imagine, cum ați sărbătorit, cum ați făcut, cum a fost? Să știi că așa cum a fost și momentul în care noi ne-am întâlnit pentru prima oară, acel moment n-a fost unul singur sau n-a fost o singură zi. Au fost câteva zile la rând, așa cum a fost și vacanța noastră, așa că fiecare dintre aceste zile a avut parfumul ei. Ce vedeți acum, de exemplu, este o masă sub-tradițională, adevărată, autentică, luată la un restaurant, aș spune, dar în ce știm noi acum, conceptul de restaurant nu se mai regăsește. De fapt, o casă cu o singură cameră și cu o sobă în care se găteau niște țărani acolo și am luat o masă foarte interesantă. Câteva zile am fost, evident, în mai multe locuri de plajă, nu doar unul singur, pentru că ne-am bucurat de mai multe locații extraordinar de frumoase, să zic așa, pe care le-am vizitat. Aici mă vedeți cu un lanț la gât. Să știți că am căutat și ghiulul de la el, dar nu l-am găsit. Iau doar lanțuri acolo. Așa. Am avut câteva serii, tot așa, cu muzică tradițională la niște terase extraordinare. N-am făcut ceva neapărat așa ieșit din comun, ce alți oameni nu fac. Adică am făcut lucruri normale, pentru că și noi ne construim niște oameni normali, nu am avut niciun fel de exces în nicio direcție. Ne-am bucurat unul de celălalt și de timpul liber petrecut acolo, mai ales că, având în vedere ce se întâmplă în aceste momente în lume, profităm cât mai mult de timpul prezent și de momentele frumoase pe care le putem face unul celuilalt acum, pentru că nu știm niciodată ce va fi mâine. A fost vreun cadou, vreo promisiune, vreo rugăminte, vreun jurământ, ca să zic așa? 20 secunde avem. Măi, cadouri au fost destul de multe, dar n-aș vrea să le enumăr acum, pentru că, evident, am fost și în magazine, ne-am făcut cadou unul celuilalt diverse lucruri, dar nu e ceva de povestit, să zicem așa, la televizor neapărat. Sunt lucruri pe care ni le facem unul celuilalt și e bine să rămână în familie, să zicem așa. Mulțumesc foarte mult, Alin, la mulți ani, să fiți iubiți, să vă bucurați de fiecare moment așa cum se cuvine. Mulțumesc, Alin, Medana, pupăm, ne vedem mâine de la ora 15, toate bune, la revedere! Ziua ta, iubito, și da de ziua ta, s-ar da și ani din viața mea. Acest program este disponibil și pe Prima Play.